În aceste momente, președintele Klaus Iohannis este așteptat să facă o declarație de presă. Administrația prezidențială nu specifică tema anunțului, însă este probabil ca șeful statului să prezinte concluziile consultărilor pe care le-a avut ieri și alaltăieri cu reprezentanții societății civile și cu cei ai asociațiilor de magistrați pe tema justiției și a unui posibil referendum. Reprezentanților de ONG-uri, președintele le-ar fi mărturisit că este decis să convoace acest referendum odată cu alegerile europarlamentare de la sfârșitul lunii mai. Alianța USR Plus între timp a depus un denunț penal împotriva ministrului Justiției. Tudorel Toader i-a acuzat că a mințit instanța atunci când a răspuns în scris că nu există niciun proiect de ordonanță de urgență prin care se va modifica codul penal. Liderul Plus, Dacian Cioloș. Pe 22 martie dimineața, în timp ce reprezentantul Ministerului Justiției susținea acest punct de vedere că ministerul nu intenționează să modifice codul penal prin ordonanță de urgență, că nu există astfel de documente pregătitoare, Ministerul Justiției publica deja propunerile de ordonanță de urgență pentru modificarea codurilor penale. Că e clar că cineva de la nivel înalt din minister a încercat să influențeze funcționarul din minister care a semnat în numele ministerului acel document prin care afirma că nu există astfel de demersuri. Totodată, Alianța USR Plus îi cere premierului Viorica Dăncilă să nu adopte ordonanțele pe justiție, președintele USR Dan Barna. Mesajul nostru este unul foarte simplu, încetați cu atacul asupra justiției, încetați cu această încercare disperată pe care de 2 ani și jumătate România o suferă, nu mai putem continua așa, ne vom opune în continuare foarte ferm la aceste, să le spunem, inițiative. Zina Dumitrescu a încetat din viață la vârsta de 82 de ani într-un azil de bătrâni, a intrat în stop cardiorespirator, s-au făcut manevre de resuscitare, însă fără succes. Decesul s-a pronunțat în jurul orei 16 și 30 de minute. Pe numele real, Zenobia Bogoș, celebra creatoare de modă, era diagnosticată de mai mulți ani cu maladie Alzheimer. Potrivit apropiaților, în ultima vreme, Zina Dumitrescu slăbise foarte mult și era de nerecunoscut. Continuăm știrile. Controverse în jurul ursului care săptămâna trecută a ucis un bărbat în județul Harghita. Reprezentanții Consiliului Județean Harghita vor ca animalul să fie împușcat, în timp ce activiștii susțin că ursul nu l-ar fi atacat pe bărbat dacă nu ar fi fost provocat. Polițiștii din Harghita au confirmat că bărbatul ucis de animal ar fi fost bătut, s-ar fi apropiat de bârlogul ursului și ar fi început să arunce înăuntru cu lemne și cu alte obiecte. Vom reveni la acest subiect. Șeful statului, Klaus Iohannis, face o declarație de presă în aceste momente. Să-l ascultăm. În câteva momente. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai. Fiindcă așa, nu se mai poate. PSD continuă asaltul la adresa justiției, declanșat încă de când a preluat guvernarea. De această dată, PSD-iștii vor să dea ordonanțe de urgență prin care să modifice codurile penale. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Nu trec nici măcar 3 zile fără să dea ordonanță într-un domeniu sau altul. Nu este nici în spiritul Constituției, nu servește nici echilibrului democratic al puterilor în stat ca guvernul să apeleze atât de des la ordonanțe de urgență. Ordonanțele de urgență, practic, și-au pierdut menirea esențială și au devenit, în timpul acestui accident regretabil al democrației, care este guvernarea PSD, un instrument folosit abuziv, în exces, eludând astfel orice control de constituționalitate înainte de intrarea în vigoare a ordonanței. Trebuie să punem punct acestei practici și trebuie să facem acum. Diletantismul și incompetența caracterizează modul în care guvernează PSD-ul. Când aceste trăsături se împletesc cu intenția de a legifera în interesul infractorilor, fie ei și lideri de partid, atunci avem premisele unui dezastru pentru România.
Este complet nejustificată urgența pe care guvernul să o dea acestor ordonanțe. Adoptarea unor astfel de ordonanțe ar intra în conflict cu prerogativa constituțională a Parlamentului de a legifera, câtă vreme codul penal încă se discută în Parlament. PSD-iștii trebuie să înceteze aceste atacuri permanente la adresa justiției. PSD-iștii trebuie să înțeleagă că justiția nu este la bunul lor plac. Sunt niște principii extrem de simple în orice stat de drept și în orice democrație. Sunt valori pentru care oamenii au ieșit în stradă și în decembrie 89 și în ultimii 2 ani. Este evident că PSD încearcă să ignore aceste adevăruri. Dar le dau veste. Nu o mai pot face. Justiția este o temă de interes național, iar cetățenii au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să devină politică de stat. Este atributul meu, ca președinte, să cer poporului să-și exprime prin referendum, pe 26 mai, voința cu privire la probleme de interes național. Trebuie să lăsăm cetățenii să decidă, pentru că acești PSD-iști diletanți au pervertit semnificația votului pe care l-au primit și încearcă să deturneze statul român, făcând legi în propriul lor interes. În aceste condiții, atrag atenția că este ilegitimă emiterea unei ordonanțe de urgență în această materie, înainte ca voința cetățenilor să fie exprimată la referendum. Votul este fundamentul democrației și sursa legitimității acțiunilor oricărui om politic. De ce vă este frică de referendum, domnilor PSD-iști? De ce, în loc să încurajați oamenii să meargă la vot, amenințați că faceți secții separate de vot pentru europarlamentare și pentru referendum? Încetați să guvernați doar în propriul vostru interes și întoarceți-vă către români. Mulțumesc! Așadar, șeful statului Klaus Iohannis convoacă referendumul pe tema justiției pentru data de 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare. Și cu acest anunț la Europa FM vă invităm într-o ediție specială Piața Victoriei cu Moise Guran și Teodor Tiță în studio. Bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Moise, haideți să... N-a zis întrebările, mai are timp să le spună, mai e timp până pe 26, dar hai să înțelegem ce e cu ordonanța asta. Și o să te rog pe tine să explici care e problema cu ordonanțele pe care guvernul le are în intenție. Președintele pare să știe sigur că ordonanțele alea sunt pe masa guvernului și... Ar fi ultimul din țara asta care să nu știe acest lucru după toate semnalele care au fost trase vinerea trecută. Proiectele au fost trimise CSM, astăzi secția de procurori s-a pronunțat împotriva adoptării unei ordonanțe de modificare a codului penal. Între timp însă am mai avut puncte de vedere de la asociațiile de magistrați, de la DNA, de la DIICOT, de la Comisia Europeană, care a avertizat că nu de e de acord. Procurorul general, dacă nu greșesc. Nu mi-am inteles, e posibil. Cred că a zis ceva și domnul Lazar. Da, de la ambasadorii Olandei și Suediei, care s-au dus astăzi peste domnul Tudorel Toader și l-au rugat, nu dați ordonanțe de urgență, după care au ieșit afară și au zis, da, hai să ne întoarcem, hai să explicăm ce e cu ordonanța asta, simplu, ușor de înțeles. Sunt scăzute pedepsele, inclusiv pentru infracțiunea de care a acuzat Liviu Dragnea în al doilea dosar ăsta, Bombonica. Odată cu scăderea pedepselor, limitelor de pedeapsă scad și limitele de prescripție, iar domnul Dragnea nu va mai avea niciun proces. Asta.
E atât de simplu. Este ordonanța 13 desfăcută pe mai multe componente și recompusă în mai multe ordonanțe de urgență. Să amintim ce înseamnă ordonanță, înseamnă că ea produce efecte pe loc. Da. În momentul în care a fost adoptată. Da. Președintele Klaus Iohannis nu a spus care va fi întrebarea de la referendum. Ne-a spus așa. În mod cert voi convoca un referendum pe data de 26 martie. De 26 mai. Nu știu dacă aceasta nu este, adică în mod cert nu este aceasta procedura de declanșare a referendumului. Trebuie să publice un decret. Președintele trebuie să publice un decret în care să spună: vă convoc la referendum ca să răspundeți la această întrebare sau la aceste întrebări. A sugerat niște teme. Eu am înțeles că ar fi vreo trei numai din această declarație a președintelui Iohannis. Justiție, corupție și ordonanță. Reglementare prin ordonanță de urgență. Și ordonanța. Și a zis o chestiune asupra care vreau să insist, și anume faptul că emiterea unei ordonanțe în direcția pe care o descriei tu un pic mai devreme este ilegitimă până la referendum. Da. Mie mi se pare asta, să-mi fie iertat, o declarație politică. Poate să-i oprească? Poate să-i oprească anunțul privind referendumul? Din punct de vedere politic, categoric, da. Întrebarea este dacă din punct de vedere juridic... Acolo vreau să ajung. Din punct de vedere juridic, o astfel de ordonanță poate fi sau nu declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională, dar oricum nu contează. Pentru că modificarea codului penal prin modificări mai favorabile infractorilor, da, se aplică retroactiv și degeaba mai e declarată neconstituțională după aceea. Asta e problema cu ordonanțele de urgență. Că ți-o publică în Monitor Oficial și poate să-ți dea orice în ea. Ea își face efectul până la momentul la care își face efectul retroactiv. Practic, asta înseamnă că avem referendum, dacă vor să dea ordonanța, o dau și s-a terminat. Asta înseamnă, nu știu, e o chestie, e o tehnicalitate juridică care mă depășește. La 6, la Piața Victoriei, o să fac această dezbatere, inclusiv cu judecătorul Cristi Dănilescu, ca să ne lămurim. Da, e un teren nou. Adică să vii și să anulezi, practic, prin ordonanță, un referendum, că lasă fără obiect dacă dau ordonanță înainte. Și președintele pune acest tip de întrebare. Este sau nu este constituțional? Ar trebui sau nu să devină nulă? Adică să nu-și mai facă nici retroactiv efectele. Pe mine mă depășește o astfel de întrebare. Este alături de noi Cristian Tudor Popescu, scriitor și publicist. Domnule Popescu, care e prima impresie după ce l-ați ascultat pe președinte? Este o ieșire politică, ca să nu zic electorală. În condițiile în care președintele nu a anunțat întrebarea pe care o va pune la referendum. Aceasta este așteptată în clipa de față de toată lumea. Sau, mă rog, ar fi bine să fie așteptată de toată lumea. Ceea ce nu prea cred. Ce a făcut președintele se numește joc la offside în fotbal. A făcut un pas în față, lăsând PSD într-un offside, să-i spunem, moral și electoral, nu și efectiv, de acțiune. Pentru că PSD poate, în continuare, să dea câte ordonanțe vrea și pe ce temă dorește. Însă, cu această ieșire, președintele îi pune într-o lumină proastă, încearcă să-i pună într-o lumină cât mai proastă în fața electoratului. Deci, venind cu ordonanțe de urgență, iată că nu aveți încredere, în cazul în care e vorba de referendum, în votul poporului, în loc să îndemnați oamenii să meargă la vot. Aici i-a scăpat, după părerea președintelui, de asemenea și consilierilor săi, o referință. Ar fi trebuit să se refere la referendumul din 2012. Să spună, de ce nu mai îndemnați oamenii la vot? 2018. Așa, poftim? 2018. 2012. Vorba de cel cu suspendare. Ah, pardon. Da!
Păi nu, atunci nu îndemnau oamenii să iasă la vot, atunci PSD-ul. Nu spune domnul Dragnea că a fost condamnat pentru că îndemna oamenii să iasă la vot. Deci domnul Iohannis ar fi putut să spună acum de ce nu mai îndemnați oamenii să iasă la vot, de ce vă ocupați cu separarea secțiilor de votare. Vi se pare o mișcare politică bună asta a domnului Iohannis? Din punctul lui de vedere, da. O mișcare prin care încearcă să puncteze, să adune niște capital politic, pentru că orice mișcare ar face acum PSD-ul, recte ordonanță de urgență, fie mâine pe coduri și pe completurile de 5, fie ordonanță pe care însă nu o vor da încă, ordonanță în ce privește separarea secțiilor de vot la alegeri și referendum 26 mai, după părerea mea, nu o vor da până când nu vor avea un comunicat oficial al președintelui în legătură cu referendumul, care să conțină și întrebarea. Deocamdată președintele ne-a spus doar că va organiza referendum. Deci nu cred că vor veni cu asta acum, dar chiar dacă vin, atunci se află prin mișcarea asta a președintelui. Președintele practic a spus, dacă veți vedea, stimați concetățeni, o ordonanță de urgență acum a guvernului PSD, să știți că ea este îndreptată împotriva dumneavoastră. Da, dar pe de altă parte mie mi s-a părut oarecum nepregătit. Adică de ce n-ar da acum și decretul? Sau n-ați vă așteptat să dea și decretul în orele următoare sau mâine? Nu știu ce va face dânsul. Deocamdată mișcarea asta, v-am spus, a fost suficient de pregătit pentru această ieșire politico-electorală. Nu mai mult. Pentru că ea nu are de fapt niciun efect în plan juridic. Acea afirmație a președintelui că de acum înainte nu se mai poate, așa nu se mai poate și vă dau o veste proastă, nu o să mai puteți da ordonanțe de urgență. Da? Da? Iar așa, pe bune, ar răspunde PSD-ul. Bineînțeles că e o afirmație retorică. PSD poate să dea ordonanțe câte dorește în continuare și nu pot fi oprite de nimeni pentru că nu se pot contesta la Curtea Constituțională, pot să intre imediat în efect. Așa că a fost, v-am spus, un joc la offside al președintelui și un discurs. Știți că s-a anunțat o declarație la 6, chiar înainte să anunțe domnul Iohannis la 5, a anunțat și domnul Dragnea o declarație la 6. Da. Aveți vreo așteptare? Nu știu. Chiar nu știu ce poate să spună. Poate să polemizeze cu domnul Iohannis pe tema referendumului. Își permite asta? Adică își permite să facă acest tip de declarație, vom boicota referendumul? Sau ceva de felul ăsta? Nu, nu va spune așa ceva. Nu. Nu o să-și asume boicotarea referendumului. Însă probabil va susține că secțiile trebuie să fie diferite, nu știu, altceva ce... Nu, totuși nu cred că se va referi foarte mult la chestiunea asta cu referendumul domnul Dragnea. Bine. Da? Bine. Bine, vă mulțumim foarte mult, domnule Popescu, urmărim actualitatea împreună. Hai să înțelegem și din punct de vedere juridic și cine poate să explice mai bine decât jurnalistul Liviu Avram de la Cotidianul Adevărul. Liviu, ne auzi? Bună ziua, mulțumesc, dar nu cred că sunt chiar cel mai calificat. Oricum mai calificat decât noi, Liviu. Ce poate face președintele acum ca să oprească ordonanțele în afară de a le bate obrazul celor de la PSD, așa cum am văzut mai devreme? În opinia mea trebuia să fie mis deja decretul cu întrebarea. Următoarea întrebare. Da. Acesta să fie publicat în monitor oficial și ar fi existat un act juridic, nu infailibil, dar o brumă de act juridic care să, odată publicat, să demonstreze că o emitere ordonanței de urgență de către guvern
înseamnă practic încălcarea suveranității naționale de către un grup de oameni care exercită puterea în acest moment. De ce crezi că nu l-a publicat? Nu știu. Nu știu, pentru că PSD-știi la disperare sunt capabili de multe lucruri. Nu știu ce a vorbit astăzi doamna Dăncilă cu Timmermans, cu domnul Timmermans, dacă i-a promis cum se vehiculează pe surse. Dacă i-a promis într-adevăr că nu va da mâine ordonanța sau i-a promis și va încălca cuvântul, în momentul în care ordonanța intră, este publicată, ea deja își face efectele, acestea sunt irreversibile, nimeni, nici măcar Curtea Constituțională nu le mai poate anihila, și atunci referendumul devine total inutil. Pentru că răul va fi fost deja făcut. Odată intrat în vigoare aceste ordonanțe, degeaba mai faci referendum. V-aș vrea pentru să că nu mai ce opri. Să vă citesc puțin, să reiau o bucățică din declarația președintelui Iohannis, exact așa cum a făcut-o. A spus, este complet nejustificată urgența pe care guvernul vrea să o dea ordonanțelor. PSD trebuie să înceteze atacurile la adresa justiției. Trebuie să înțeleagă că justiția nu e la bunul lor plac. Sunt valori pentru care oamenii au ieșit în stradă. Evident că vor să ignore aceste lucruri. Cetățenii au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să devină politică de stat. Mie îmi sună aici întrebări deja, a teme. Văd trei teme. Nu, eu nu le văd așa. E o retorică politică și atât. Corectă, dar care e valabilă totuși de 2 ani de zile. Pentru că acest rapt de democrație se întâmplă de 2 ani de zile, câtă vreme în 2016 n-au suflat un cuvânt despre ceea ce vor să facă în justiție și au acționat după ce au câștigat alegerile, cu ordonanța 13 și tot ce a urmat de atunci. În mod cert ne aflăm în fața unor mișcări total nelegitime din punct de vedere electoral. E posibil ca președintele să vină totuși cu un decret astăzi, mâine dimineață, înainte de ședința de guvern? Mi-aș dori să o facă. Dacă nu, cumva este din nou sabotat la Monitor Oficial, că a mai pățit-o acum câteva săptămâni, dacă ne amintim bine. Monitor Oficial, după cum bine știm, este în subornea domnului Liviu Dragnea. Da. Și atunci, cred că președintele trebuia să fie anunțat că a emis deja decretul, tocmai pentru a preveni orice fel de tentative de sabotare din partea guvernului. Crezi că se mai gândește la întrebări? Adică că nu are întrebările alea gata? Nu știu. Nu știu ceea ce e în capul lui privitor la întrebări. Am văzut vehiculate tot felul de întrebări, unele mai bune sau mai puțin bune ca altele. Părerea mea ar trebui să nu depășească tema pe care a anunțat-o acum 2 ani, ca să nu riște o invalidare a referendumului la Curtea Constituțională, deși el teoretic are toată libertatea să propună temele de interes național, dar... Dar cu un aviz, consultativ al Parlamentului. Care a fost dat, dar pe o tematică. Dacă exact. Președintele schimbă tematica și se deplasează pe povestea cu penal în funcții publice, mă tem că face o greșeală, o eroare, pentru că miza referendumului nu este doar să blocăm pe Dragnea. Miza referendumului este să blocăm total această majoritate care de 2 ani de zile numai asta face. Îmblânzește legislația penală care vizează corupția, infracțiune de serviciu și integritatea publică. Liviu, dar cum ar suna întrebarea ideală? După părerea mea, trebuie să sune așa. Sunteți de acord cu înăsprirea legislației care combate corupția, infracțiunile de serviciu și asigură integritatea funcției publice? Acum, în funcție de capacitatea intelectuală a fiecărui cetățean, unii pot înțelege doar prima parte, prima treime. Dacă sunteți de acord cu înăsprirea legislației de combatere a corupției. Da. Celelalte sunt puțin mai juridice, mai în tehnice. Termeni, mai tehnice, cine vrea și poate le înțelege, cine nu, nu. Dar e important ca prima parte să fie suficient de clară și de răspicat. Iar dacă poporul răspunde majoritar da, Parlamentul, fiind referendum consultativ, Parlamentul nu este obligat să înăsprească legislația, dar nici nu o poate slăbi. Acesta ar fi avantajul major al unui asemenea referendum, că nu invită Parlamentul să facă ceva, ci îl invită să nu facă ceva. Aceasta este deosebirea, întrebarea asta
este deosebirea dintre referendumul lui Băsescu, eșuate pentru că invita politicul să facă ceva, și această întrebare care blochează de la ceea ce vrea să facă. Da. Mulțumim pentru intervenția ta, Liviu. Aș vrea să citesc un articol, articolul 115 din Constituție, pentru că sentimentul meu e, după ce l-am ascultat pe Claus Iohannis, că cumva va cere poporului să clarifice, o să râzi, acest articol din Constituție. Ordonanțele de urgență în România nu pot fi date în orice domeniu. Constituția României, la articolul 115, zice așa, explicit: ordonanțele nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, adică nu pot schimba Constituția prin ordonanță de urgență, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, adică nu pot, de exemplu, schimba modul de funcționare al Ministerului Public, nu pot afecta drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Adică, cea mai groasă carte de legi în legătură cu drepturile și libertățile este codul penal. Problema este această formulare: nu pot afecta drepturile și libertățile. Altfel spus, unii de aici au interpretat, chiar cu Liviu am avut o controversă pe tema asta, că dacă prin ordonanță de urgență dai o politică penală mai favorabilă infractorilor, asta nu le afectează drepturile, ci dimpotrivă. Pe de altă parte, cea mai groasă carte din domeniul, dintr-un alt domeniu, cel fiscal, da? Cuprinde îndatoriri fundamentale. Pe acelea de a, între altele, acelea de a plăti taxe. De a plăti taxe. Dacă n-au modificat de 1000 de ori prin ordonanță de urgență codul fiscal, de nu mai pot. Deși legal ăsta, nu prea aveau voie. Moi, să-ți propun să luăm publicitate și ne întoarcem în câteva momente. La Selgros, ofertele au parfum de primăvară. În perioada 28-31 martie poți cumpăra Ariel, detergent capsule pentru rufe, 28 de capsule, diverse sortimente, la 30,25 lei per bucată sau la 28,66 lei per bucată la achiziția a minimum 4 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Bucură-te de o primăvară frumoasă! Prinde super ofertele în magazinele Altex și pe Altex.ro. Ia-ți acum televizor LED Smart HD Hitachi, diagonala 81 cm, cu 23% reducere, la numai 692,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Vino, comandă și poți câștiga o mașină! Te așteptăm în showroom-urile Renault între 1 și 13 aprilie să descoperi ce super oferte am pregătit pentru programul Rabla. Poți câștiga chiar mașina pe care o comanzi. Detalii și regulamentul campaniei disponibile gratuit pe promoții.renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Ofertele pentru vânzarea vehiculelor către persoane fizice prin programul Rabla se aplică de la momentul deschiderii înscrierilor în Psipan în 2019. Smart de la Dr. Hart. Sistemul osos are nevoie de aliați de încredere pentru a se menține sănătos. Cum îl putem ajuta? Specialiștii SensiBlu recomandă calciu, magneziu și vitamina D3 de la Dr. Hart cu un rol esențial în sănătatea oaselor. Mai ales că la fiecare cutie cumpărată mai primești una gratis, la doar 19,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1 martie-31 martie 2019, în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate SensiBlu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmaciile SensiBlu. Un diagnostic îți poate schimba viața, pentru că una din 10 femei suferă de endometrioză, iar 30% dintre ele ajung la infertilitate, am deschis Centrul de Endometrioză Medicover. Acum poți beneficia de soluții integrate de diagnostic și tratament oferite de o echipă multidisciplinară. Medicover. Împreună avem grijă de sănătatea ta. La Mega Image și Shop & Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend, că doar e mega! În perioada 29-31 martie ai salată iceberg la doar 2,79 lei de bani bucata, ouă marcă proprie 365, 30 de bucăți la doar 9,99 lei și mușchiuleț de pui Cocorico la doar 18,49 lei de bani kilogramul. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image! Încă mă mai uit la pozele tale. Perfect era că aveai și loc de parcare. Cel mai mult mă doare când am încercat
ți-am scris prea târziu și deja s-a dat. Nu-ți mai cânta de milă. Contactează vânzătorii pe OLX Imobiliare. Hyundai Dab Auto te invită să urezi bun venit celui mai tânăr membru al familiei, noul Tucson. Stil impunător, linii expresive și interior confortabil. Pregătește-te să-i testezi agilitatea pe șosea. Vino în showroom-ul din strada Cornul Luncii 24 București și descoperă noul Hyundai Tucson. Dab Auto. Servicii de mobilitate all-inclusiv. Primăvara e pentru momente frumoase, pentru mese gustoase în familie și pentru ieșit la iarbă verde. Nu pentru căutat oferte prin magazine. Pentru că la Carrefour ai deja super oferte. Cum ar fi avocado la 2,99 lei bucata și zahăr polschi 1 kg la 1,95 lei. Oferte valabile pe 28 și 29 martie. Alege mai multe răsfoind catalogele de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun! La Ricola îți dorim să ai vocea puternică. De aceea cultivăm cu grijă plante în munții Elveției și le transformăm în dropsuri Ricola gustoase pentru vocea și gâtul tău. Ricola. Îți dorim numai bine. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Nu trec nici măcar 3 zile fără să dea ordonanță într-un domeniu sau altul. Adoptarea unor astfel de ordonanțe ar intra în conflict cu prerogativa constituțională a Parlamentului de a legifera, câtă vreme codul penal încă se discută în Parlament. PSD-iștii trebuie să înceteze aceste atacuri permanente la adresa justiției. Doamnelor și domnilor, suntem într-o ediție specială, așadar președintele Klaus Iohannis a anunțat că va convoca referendum pe 26 mai cu certitudine, dar nu a anunțat întrebările și nu a demarat propriu-zis procedura prin emiterea unui decret. Nu a anunțat întrebările. Președintele ne-a lăsat pe noi să ghicim ce ar putea să întrebe. E esențial, cum spunea și Moise mai devreme, ca președintele să emită un decret care să conțină evident și întrebarea dacă dorește ca ordonanțele care s-ar afla, se pare, pe masa guvernului pe tema justiției să nu aibă efect începând de mâine. Nu să nu aibă efect. Să aibă o cale de atac, să existe eventual, o cale de atac, să aibă exact un motiv, un început, a zis Liviu Avram, de motiv ca să le atace la Curtea Constituțională, dar oricum își fac efectul. Revenind la ce spunea președintele, am auzit cuvântul golăneală. Nu te aștept să auzi foarte des așa ceva din partea lui Klaus Iohannis. Am mai auzit țopăială și altele mai moi. Încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu președintele în momentul ăsta alături de Claris Dinu, redactor șef la Hot News. Salutare, Claris! Bună ziua, bună ziua! Cu ce rămâi după ce l-ai ascultat pe președinte? Cu certitudinea că va fi referendum odată cu alegerile europarlamentare. Și în dincolo, primul rând. Și dincolo de asta? Dincolo de acest lucru, am văzut un discurs foarte tranșant al președintelui Klaus Iohannis, care spune așa nu se mai poate. Și mă gândesc că am ajuns într-o situație pe care nu mi-aș fi închipuit-o, hai să zic, acum 10 ani de zile, nu? În care președintele României este obligat, practic, să facă un referendum din cauza unui singur om. Un singur om care vrea să scape de toate dosarele penale. Pentru că, dacă ne uităm pe acele proiecte de ordonanță de modificare a legilor penale pe care le-a publicat și Hot News, despre care ați vorbit și voi, toate vizează dosarele domnului Liviu Dragnea. Deci am ajuns în această situație din cauza domnului Liviu Dragnea, care este președintele principalului partid din România, este partidul la guvernare și care nu poate fi oprit sub niciun fel de formă, prin niciun fel de mijloc. Te-a convins președintele? Ai rezonat la de mesajul lui? Mi se pare, nu. Simt așa din revolta ta, că ai rezonat la mesajul lui. Nu este vorba dacă m-a convins sau nu președintele. Cred că și eu și tu și Teo trăim în această țară și vedem de 2 ani de zile ce se întâmplă. Păi da, noi vedem de 2 ani. Dar, Claris, dacă mâine guvernul emite aceste ordonanțe favorabile domnului Dragnea, ce rost mai are referendumul ăsta?
Mai e are? Are rost. Nu știu dacă mâine va emite guvernul aceste ordonanțe de cel puțin oficial pe ordinea de zi, nu sunt. Neoficial, din sursele Hot News, doamna Viorica Dăncilă a avut o discuție cu domnul Timerman astăzi și i-ar fi promis că aceste ordonanțe nu vor fi pe ordinea de zi. Da. Să spunem că doamna Dăncilă se vede foarte des cu vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Cred că în ultima lună s-a văzut de 3 ori. Da. Da, astăzi prin videoconferință din sursele Hot News. G4 Media anunță acum, sau G4 Media, că nu mai știu cum să le zic ca să enumer, pe surse, ministrul Justiției Tudorel Toader ar urma să fie demis dacă nu semnează ordonanța de urgență pentru modificarea codurilor penale. Domnul Tudorel Toader întotdeauna i s-a spus lucrul acesta și deja domnul Liviu Dragnea pare că nu mai are răbdare. Da, este, pare genul de informație transmisă cu intenție, cu dedicație pentru Tudorel Toader, astfel ceea ce sugerează că acesta ar avea vreo rezistență. Domnul Tudorel Toader, probabil până acum, ați văzut, până acum și-a pus semnătura doar pe niște ordonanțe, nu pe acelea pe care și le dorea domnul Liviu Dragnea. În mod curios, Tudorel Toader a ajuns să fie speranța acelei părți din societate care nu vrea aceste ordonanțe. Mulțumim, Claris Dinu. Ni se alătură în direct fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu, un om care a fost acolo la Palatul Cotroceni în alte vremuri când se organizau alte referendumuri. Bună ziua, domnule Lăzăroiu. Bună ziua. L-ați urmărit? Pe Iohannis? Da, l-am urmărit. Și? Cred că a avut un mesaj bun. Bun, am spus mai multe lucruri, dar un lucru mi-a atras atenția, apelul pe care l-a făcut la PSD să nu mai dea niciun fel de ordonanță pe justiție până când românii nu se pronunță la referendum, pe care l-a anunțat acum că e cert, deci s-a hotărât. Asta mi s-a părut un apel bun, pentru că crește în momentul ăsta mult costurile pentru PSD dacă va costuri electorale, ordonanțele înainte de a se pronunța românii. Adică ar fi o adevărată sfidare. E adevărat că nu știm întrebarea sau întrebările, dar s-ar putea să fie și măcar o întrebare legată tocmai de ordonanțele de urgență pe justiție, care sunt limitele lor. Dar nu vi se pare că președintele a simulat lansarea procedurii de referendum cu această declarație? Nu, cred că chiar a lansat-o. În ce sens să fi simulat? Păi, nu avem încă un decret. Vă așteptați să vedem întrebarea pe un decret în orele următoare? Nu, cred că o să amâne un pic decretul și atunci când va da decretul vom afla și întrebările astea. Dar de ce? De ce să-l amâne? Nu-mi dau seama. S-ar putea să țină și de organizarea referendumului, de povestea asta cu secțiile, cu separarea secțiilor. Să nu aibă timp PSD-ul să facă o mișcare pe separarea secțiilor. Vi se pare logic ca PSD-ul să facă o astfel de separare prin ordonanță de urgență? Adică n-ar fi exact efectul ăla din 2014, nu scot din sărite toți românii, împângându-i practic la urne? Ba da, dar asta e logica noastră, domnul Guran. Logica. Ei sunt mai proști ca noi, asta ziceți noastră. Nu neapărat mai proști, dar în fine, nu, probabil că nu analizează întotdeauna toate efectele, sau poate nu știm noi ce preconizează ei. Da, eu zic că ar fi o logică devastatoare electoral vorbind, pentru că lumea se va înfuria și dacă o să pună secțiile la un kilometru una de alta, cred că o să vedem marșuri între secții pe 26 mai. Înțeleg în concluzie de la dumneavoastră că declarația președintelui Iohannis a fost una puternică. Așa l-ați văzut. A fost un semnal puternic. Nu știu dacă cum va fi. Acum ea trebuie rostogolită, nu prin presă, nu-mi dau seama cum. Dar eu am văzut mesajul ăsta, care mi se pare foarte puternic către PSD. Nu dați ordonanțe până când nu se pronunță poporul. Ceea ce e, într-adevăr, ar trebui să inhibe pe Dragnea și pe ai lui, pentru că e o sfidare, nu să fi prevenit înainte, lasă românii să se pronunțe și
pe urmă vezi dacă dai sau nu ordonanțe în funcție de ce spun ei, nu? Și tu să n-aștepți să spun, să vină oameni la urne și tu să dai ordonanțe. Da, se poziționează cumva alături de popor prin această declarație președintele. Mulțumim, domnule Lăsăroiu. Hai să ascultăm partea aia cu justiția. Justiția este o temă de interes național, iar cetățenii au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să devină politică de stat. Este atributul meu, ca președinte, să cer poporului să-și exprime prin referendum, pe 26 mai, voința cu privire la probleme de interes național. În aceste condiții, atrag atenția că este ilegitimă emiterea unei ordonanțe de urgență în această materie, înainte ca voința cetățenilor să fie exprimată la referendum. Stau și mă tot gândesc și mă tot gândesc și mă tot gândesc și nu înțeleg pentru ce ar amâna publicarea unui decret. Poate știe ceva ce nu știm noi, s-a pronunțat aici numele lui Franz Timmermans. Sau... poate guvernul nu dă mâine ordonanță. Și? Tot ar trebui să facă convocarea la referendum. Poate sigur dă ordonanță guvernul. Situație în care domnia sa va trebui să meargă în ședința de guvern și să păzească codul penal până la referendum? Să ia elefanții de trompă și să-i dea afară așa cum am mai încercat. N-am stat eu 2 ani de zile. Domnul Iohannis a stat 2 ani de zile până a ajuns Dragnea aproape de sentința finală în dosarul al doilea. Hai să vorbim, Moise, cu cineva direct interesat în organizarea acestui referendum. Păi și noi suntem direct interesat. Noi suntem cetățeni. Observăm, relatăm. Cât am scris de referendum ăsta, mănânc. Știu, ai scris, e adevărat, ai scris foarte mult. Îl avem în direct pe Dan Barna, șeful USR. Să ne aducem aminte, USR a derulat o campanie care se numește Fără penali în funcții publice, care cam în direcția celor spuse de președinte mai devreme, acum mergea. Domnule Barna, bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru telefon! Dacă mâine PSD-ul emite acele ordonanțe de urgență de care se teme atât președintele, vă teme și dumneavoastră, ce râs mai are să mai face în referendum? Rostul referendumului e unul fundamental, pentru că noi de 2 ani și jumătate trăim în această logică otrăvită, conform pe Liviu Dragnea încerc să ne convingă că el reprezintă voința electoratului, chiar dacă această voință el a câștigat-o cu niște cartonașe colorate care numai despre atacul pe justiție nu vorbeau. Trebuie să ieșim din povestea asta și referendumul e cel mai bun instrument prin care cetățenii chiar pot să spună explicit, și eu sunt foarte optimist de rezultatul acestui referendum, că nu vrem să fim, cum am auzit deseori în stradă și în București și în Sibiu și în Cluj și peste tot, nu vrem să fim o nație de hoți, trebuie să ieșim din logica asta, conform căreia este o mândrie ca niște condamnați penali să conducă țara. Pare pentru tine, mesajul acesta este, trebuie să ai probleme penale ca să conduci România, ori lucrul ăsta e alungă din țară. Referendumul este ocazia pe care noi ca societate, ca cetățeni, l-auzeam pe Moise Curana din aur, ca cetățeni, este ocazia perfectă să spunem, nu asta ne dorim, nu asta își dorește România în ansamblu ei. Și eu sunt gata să țin acest pariu, de asta am făcut și anul trecut fără penal în funcții publice, de asta și astăzi în conferința de presă pe care am avut-o în prima parte a zilei, am solicitat președintelui că dacă pe ordinea de zi a guvernului apar aceste ordonanțe să meargă la ședința de guvern, e o chestiune de ordine publică. Supraviețuirea noastră funcțională ca stat, codurile penale, țin chiar de ordinea publică, da. Nu sunt nimic altceva. E perfect îndreptățit să participe la ședință. Și de asta eu salut mesajul domniei sale de astăzi, conform care vom avea referendum pe 26 mai, și este oportunitatea pe care România a așteptat de nu știu când să răspundem acestor minciuni care ne-au fost servite 2 ani și jumătate, ca asta ar fi, vezi, Doamne, voința națiunii. Dan Barna, dar am mai pus întrebarea asta un pic mai devreme. Întrebarea ideală pentru referendum, din punctul de vedere al dumneavoastră și al USR, ar fi care? Nu v-am auzit, din păcate, fost o întrebare. Întrebarea ideală pentru referendumul anunțat astăzi de președintele României ar fi care? Bun, nu... Întrebarea, sau mă rog, referendumul nostru, inițiativa noastră, era să modificăm Constituția cu acel articol conform care cei condamnați să nu mai poată fi în pozițiile elective consilieri primari, parlamentari, da, senatori, deputați sau președinte. Forma întrebării, nu vreau să anticipez pentru că sunt convins că președintele va veni cu o întrebare și... Ați avut consultări, adică... Care aș arunca eu... Adică ați avut consultări și nu vreți să... Probabil. Și ați promis că nu o să ne spuneți nouă care sunt întrebările. Așa înțeleg ce spuneți acum, domnule Barna. Nu,
am discutat într-adevăr cu președintele, ne vom mai vedea probabil și săptămâna viitoare. În momentul de față nu vreau să pun în dezbatere o întrebare care să mute sau să schimbe cumva agenda și vom vedea întrebarea care va veni președintele și putem să discutăm atunci. Spuneți-ne care sunt... Întrebarea trebuie să răspundă exact acestui cerințe, acestei așteptări. Dacă românii sunt confortabili cu oameni condamnați care să conducă statul sau funcționarea justiției și calitatea aceasta de a fi cinstit și competent, dar mă rog, asta e greu să o acoperim, dar măcar componenta de cinste trebuie să rezulte din întrebarea care... Adică dacă să fim sau nu o nație de hoți. Spuneți-mi o așteptare pe care o aveți referitoare la participarea la referendum și alegeri europarlamentare. În termen de procente, mă întrebați? Da, din total populație. Din 18,9 milioane. E necesar să trecem semnificativ de 45%, mă rog, să fim în zona unei 45%, mi s-ar părea în termen de așteptare rezonabilă. De dorit ar fi să fie un 60%, cum a fost la alegerea președintelui Iohannis. Atunci lucrurile ar fi neechivoce. Dar dacă vom avea din nou o participare de 30% sau 30%, cum a fost tradițional europarlamentare, avem o problemă. Asta e o analiză. Așteptarea dumneavoastră care e? Da. Așteptarea mea este undeva în zona 43-45%. Bine, vă mulțumim pentru intervenție. Să vă mai povestesc așa. În iunie 2018, Europa FM a comandat, iar IMAS a realizat un sondaj național în care românii au fost întrebați: ați participa sau nu la un referendum convocat de președintele României pe tema independenței justiției? 11% dintre români au răspuns: probabil nu aș participa. 34,7% au răspuns: sigur, nu aș participa. 36,9% au răspuns: sigur, aș participa. Iar 15,6% au răspuns: probabil, aș participa. Ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că aceste procente sunt din totalul populației cu drept de vot, deci din 18,9 milioane. Vă reamintesc faptul însă că în iunie 2018, deși situația politică la noi era aproape la fel de tensionată ca și acum, atunci erau... Tocmai fusese domnul Dragnea condamnat a doua oară, dar pe fond, în sentință nedefinitivă, la 3 ani și jumătate de închisoare, și atunci forța modificarea codului penal prin ordonanță de urgență. Atunci președintele s-a dus din nou în ședința de guvern, dacă mai țineți minte, n-au vrut să-l primească decât la o parte din ședință, o nebunie, dar nu exista această așteptare în societate. Președintele deschisese de un an și jumătate procedura referendumului, dar nu adusese până la capăt. Pe care îl ținea așa, planând ca o suspiciune. Măi, să te-aș întreba altceva. Dacă mâine se dau ordonanțele despre care vorbim de o oră deja, da, cum crezi că va afecta asta participarea la referendum? Va crește participarea. Lumea va fi extrem de supărată. Nu va fi dezarmată, nu vor abandona, va instala cinismul. Ieșirea președintelui din această seară este în sine un call to action pentru cetățeni. I-a avertizat: nu faceți asta. Eu și poporul român s-a poziționat. Eu vreau ca poporul să se exprime în problema asta, nu să faceți voi ce vreți. În momentul în care ei dau ordonanță de urgență, e ca o palmă peste bot dată poporului de data asta. O să avem imediat o reacție de la PSD. La ora 18, vă reamintesc, domnul Liviu Dragnea și-a anunțat o conferință de presă, nu știm pe ce teme. Nu poate evita tema referendumului. Vreau doar o precizare să fac, Moise, pentru că ai spus că o să avem o reacție. Noi încercăm, de când am început emisiunea asta, să aducem alături de noi un reprezentant al partidului de guvernământ. Nu știu ce se întâmplă acolo, s-o fi stricat rețeaua de telefonie mobile iar, pentru că niciunul dintre ei nu răspunde la telefon. Îi anunțăm pe domnii Codrin Ștefănescu, pe doamna Olguța Vasilescu, pe domnul Nicolicea și pe domnii Iordache, ca apeluri pierdute de la Europa FM și că dorim un punct de vedere de la PSD. Ne dorim un punct de vedere de la PSD, oricare ar fi el. Aceasta este democrația. Democrație nu înseamnă să vorbești doar la Antena 3, unde nu ți se pun întrebări. Vorbiți și cu noi, în contradictoriu, dar vorbiți. Asta înseamnă democrație. Hai să dezbatem aceste lucruri, ca să progresăm ca națiune. Să spunem un lucru, ne contrazicem cu toată lumea, nu doar cu ei. Asta e mai mult atributul meu, ca să zic așa, de gică contra. Bun, doamnelor și domnilor, așadar, avem o chemare la referendum cu certitudine din partea președintelui României pentru data de 26 mai. Nu avem încă întrebarea. Eu mă aștept, acum risc,
destul de mult. Eu mă aștept ca președintele să dea decretul în orele următoare. Este critic din punct de vedere al forței juridice. Ești dispus să faci un pariu pe tema asta? Ah, îți dau câte beri vrei tu dacă președintele dă decretul până la ședința de guvern, în care, nu știu dacă mâine se vor da ordonanțele de urgență, poate această declarație va influența totuși foarte mult. Are efect și asupra maselor, să știi? Are efect și asupra activului PSD, care acum își pune o întrebare. Ce fac? Mă arunc în cap cu Liviu Dragnea sau mă mai gândesc un pic? Nu cred că mai există un astfel de activ. Cred că activul actual s-a aruncat deja cu Liviu Dragnea și e pe principiu, dacă ăsta nu are o parașută, aia e ghinion. Adică, o pățim cu toții. O pățim cu toții. Vă mulțumim pentru faptul că a stat cu noi în cadrul acestei ediții speciale. Vă reamintesc, urmează jurnalul de la ora 18. Și Piața Victoriei cu Moise Guran și... Piața Victoriei astăzi este o ediție specială. Cu mine va fi Ioana N. Dogioiu și prin telefon, jurnalist la ziare.com și prin telefon judecătorul Cristi Danileț de la Cluj. Vă aștept! Aștepți cea mai bună ofertă din an ca să-ți iei mașina mult visată? Fă acum primul pas alături de Opel și Europa FM. Intră pe europafm.ro, completează chestionarul și poți câștiga un premiu de 100 de euro zilnic în deșteptarea. Vino la evenimentul Opel 24 de ore pe 29 și 30 martie ca să profiți de cele mai bune prețuri din an de la Opel. Fă primul pas către mașina mult visată alături de Opel la Europa FM. Detalii, înscrieri și regulament pe europafm.ro. Câștigă propria ta oază de relaxare. Înscrie codul de sub capac sau cheiță pe bereciucaș.ro și poți câștiga un foișor sau 3500 de lei pe zi. Mai mult, poți câștiga instant unul dintre cele 500 de mii de pachete de 6 doze. Regulament disponibil pe bereciucaș.ro. Ciucaș. Să înceapă relaxarea. Pentru cei peste 18 ani. Tu ce faci pentru mașina ta? Fă-i revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 365 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Cordoba, Calcio Vecchio, Platinum, Stucco Veneziano. Redescoperă înalta calitate a produselor Kober pentru modernizarea locuinței. Acum și online. Pe magazin kober.ro ai 10 de nuanțe de efecte decorative pentru locuința ta. Comand simplu. Produsele ajung direct la adresa indicată. Cu Kober ai poftă de renovare când ai griji pentru livrare. Intră acum pe magazin kober.ro. Găsește cele mai proaspete produse pentru afacerea ta. De la sursă, direct în metro. În perioada 27-29 martie, ai piept de pui dezosat proaspăt cum se cade la 14,99 lei kilogramul. În plus, găsești castraveți Fabio la 4,99 lei kilogramul. Vino la metro, unde te așteaptă întotdeauna cele mai fresh produse. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Toate vrem să arătăm special, iar bonprix.ro are soluția. Faci cumpărături la modă fără a ieși din casă. Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Bonprix, it's me. Amintește-ți de noi, amintește-ți. Bine, păstrează amintirile, dar schimbă mașina veche cu un Polo nou-nouț. Acum, prin Rabla, la numai 9.698 euro, TVA inclus. Detalii pe rabla.volkswagen.ro și la distribuitorii Volkswagen. Da, suntem europeni, suntem cetățeni ai planetei, dar suntem și români. De-aia eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate, fix cum ne place nouă. Ai chef de ceva bun? Atunci vino la Penny Market. Săptămâna asta ai Casablanca Crafting, cafea măcinată la 7,99 lei 500 de grame și Neumarkt, bere blondă 1 litru la 3,69 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 martie-2 aprilie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place! Salut! Noi suntem Holcim și primăvara asta reinventăm matematica cu o promoție în avantajul tău. Sacul Tenco pentru zidărie și tencuială de 40 de kg are acum 2 kg în plus la același preț de producător. Asta e matematica Tenco. 40 plus 2 egal 40. Greșim noi calculele ca să-ți iasă ție pe plus. Promoția este valabilă în perioada martie-aprilie în limita stocului disponibil. Ai bufeuri, transpirații nocturne, tulburări de somn, stări de nervozitate și iritabilitate? Fă rapid un test. Alege noul test pentru menopauză Mastrel Meno și știi sigur dacă ai intrat la menopauză. Testul pentru menopauză Mastrel Meno se face acasă și afli rezultatul în 5 minute. Mastrel Meno Test. Disponibil în farmacii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Numărătoarea inversă a început. Evenimentul Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri imbatabile pentru cele mai dorite modele Opel. Bucură-te de Opel Corsa de la 7.900 euro cu TVA și prima decasare incluse. Ai doar 24 de ore să alegi cea mai bună ofertă pe 29 și 30 martie în toate showroom-urile Opel. Opel, creat în Germania, gândit pentru noi toți. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. Mesele festive, motiv de excese alimentare și disconfort digestiv. Când ai nevoie de un plus de enzime digestive, susține digestia cu Triferment Forte. Digestie de zile mari. Acesta este un medicament indicat persoanelor cu activitate enzimatică deficitară. Citiți cu atenție prospectul. Grăbește-te să prinzi ofertele noi de joi. La Lidl ai ciocolată cu lapte și alune întregi, fiind care 100 de grame la 2,39 lei, pulpe de pui întregi la 6,19 lei per kilogram și cremvurș de curcan Peacock 500 de grame la 9,49 lei. Lidl, meriți să fii surprins. Cu toții am auzit de efectele benefice ale silimarinei pentru sănătatea ficatului. Dar ai aflat și de cea mai ridicată concentrație de silimarină de la Valmark? Silimarina Max 7000 de miligram extract standardizat de armurariu de la Valmark este un produs din sursă naturală și conține cea mai ridicată concentrație de silimarină ce contribuie la regenerarea celulelor hepatice. Silimarină Max 7000 de miligrame de la Valmark. Protecție intensă a ficatului pentru ca tu să te poți bucura cu încredere de tot ceea ce îți place. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Primăvara e pentru momente frumoase, pentru mese gustoase în familie și pentru ieșit la iarbă verde. Nu pentru căutat oferte prin magazine. Pentru că la Carrefour ai deja super oferte. Cum ar fi avocado la 2,99 lei bucata și zahăr polschi 1 kg la 1,95 lei. Oferte valabile pe 28 și 29 martie. Alege mai multe răsfoind catalogele de pe carrefour.ro. Carrefour. Cu toții merităm ce mai bun. Alo, cine la telefon? Alo! Durerea în gât te pune pe mute? Noul Strepsils Intensiv Portocale fără zahăr reduce inflamația și începe să acționeze în 2 minute de la administrare cu efect de calmare a durerii de până la 4 ore. Noul Strepsils Intensiv dă tonul vocii tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Sac cu sac se face casă. Cu liantul Multicem și cimentul CemRom îți construiești casa dorită. Noi îți facem treaba mai ușoară. Folosește CemRom. Sindonor Gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit? Masez ușor cu Sindonor. Sindonor Gel conține 3 substanțe active și are triplu efect. Analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindonor Gel. 2 aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindonor Gel. Fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Cu Socar ești în mișcare și în mașină și în bucătărie. Alimentează în orice benzinărie Socar, acumulează punctele bonus pe talonul colector și ai reduceri de 50% la colecția de vase de gătit Stonehenge. Calitate, stil și valoare la dispoziția ta. Socar. Detaliile contează. Una din 10 femei suferă de endometrioză. De aceea am deschis centrul de endometrioză Medicover. Detalii pe medicover.ro. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, ora 18. Iulia Verbancu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Voi convoca un referendum pentru data de 26 mai. Fiindcă așa, nu se mai poate. Klaus Iohannis și-a oficializat astăzi intenția, vom avea referendum în ziua europarlamentarelor. El a avertizat PSD să nu mai emită ordonanțe pe tema justiției. Președintele însă nu a emis un decret în această privință, document ce trebuie să includă întrebarea sau întrebările supuse la vot la referendum. Iar liderul PSD, Liviu Dragnea, are la rândul său programată o declarație publică la această oră. Tema ei nu este cunoscută, se așteaptă să-i dea o replică lui Klaus Iohannis. Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
Este cert, președintele Klaus Iohannis convoacă un referendum pe justiție în 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare, a făcut anunțul în această după-amiază. Justiția este o temă de interes național, iar cetățenii au dreptul suveran de a decide dacă vor sau nu să lase corupția să devină politică de stat. Este atributul meu, ca președinte, să cer poporului să-și exprime prin referendum pe 26 mai voința cu privire la probleme de interes național. În aceste condiții, atrag atenția că este ilegitimă emiterea unei ordonanțe de urgență în această materie, înainte ca voința cetățenilor să fie exprimată la referendum. Decizia de a convoca referendumul vine după discuțiile pe care președintele le-a avut cu societatea civilă pe această temă. În declarația de presă susținută în urmă cu o oră la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a criticat din nou guvernarea PSD pentru modul în care alege să schimbe justiția prin ordonanțe de urgență. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Nu trec nici măcar 3 zile fără să dea ordonanță într-un domeniu sau altul. Adoptarea unor astfel de ordonanțe ar intra în conflict cu prerogativa constituțională a Parlamentului de a legifera, câtă vreme codul penal încă se discută în Parlament. PSD-iștii trebuie să înceteze aceste atacuri permanente la adresa justiției. Într-o primă reacție pentru Digi24, vicepreședintele PSD Gabriel Zeta acuză că prin acest referendum președintele ar încerca să saboteze alegerile europarlamentare. Deci noi nu o să discutăm despre viitorul bugetului a Uniunii Europene, nu o să discutăm despre nominalizările României în diferite instituții europene, ci o să discutăm despre dorința președintelui Klaus Iohannis de a vorbi despre penal sau nu. Atât. Asta va fi dezbaterea de acum înainte 2 luni de zile, pentru că cineva intră cu picioarele în campania electorală, iar acel cineva este Klaus Iohannis. În opinia liderului USR, Dan Barna, însă rostul referendumului ar fi unul fundamental. Domnul Barna a recunoscut cu foarte puțin timp în urmă la Europa FM că formațiunea sa a purtat negocieri cu președintele pe această temă. Noi de 2 ani și jumătate trăim în această logică otrăvită, conform pe Liviu Dragnea încerc să ne convingă că el reprezintă voința electoratului, chiar dacă această voință el a câștigat-o cu niște cartonașe colorate care numai despre atacul pe justiție nu vorbeau. Trebuie să ieșim din povestea asta și referendumul e cel mai bun instrument prin care cetățenii chiar pot să spună explicit, și eu sunt foarte optimist de rezultatul acestui referendum, că nu vrem să fim, cum am auzit deseori în stradă și în București și în Sibiu și în Cluj, peste tot, nu vrem să fim o nație de hoți, trebuie să ieșim din logica asta, conform căreia este o mândrie ca niște condamnați penali să conducă țara. Întrebarea ideală pentru referendumul anunțat astăzi de președintele României ar fi care? Inițiativa noastră era să modificăm Constituția cu acel articol conform căreia cei condamnați să nu mai poată fi în pozițiile elective consilieri primari, parlamentari, senatori, deputați sau președinte. Am discutat într-adevăr cu președintele, ne vom mai vedea probabil și săptămâna viitoare. În momentul de față nu vreau să pun în dezbatere o întrebare care să mute sau să schimbe cumva agenda și vom vedea întrebarea care va veni președintele și putem să discutăm. Spuneți-mi o așteptare pe care o aveți referitoare la participarea la referendum. E necesar să trecem semnificativ de 45%, mă rog, să fim în zona unei 45%, mi s-ar părea în termen de așteptare rezonabilă. De dorit ar fi să fie un 60%, cum a fost la alegerea președintelui Iohannis. Atunci lucrurile ar fi neechivoce. Dar dacă vom avea din nou o participare de 30% sau 31%, cum a fost tradițional europarlamentare, avem o problemă. Liderul USR Dan Barna într-o intervenție în ediția specială Piața Victoriei la Europa FM. Liviu Avram, redactor șef adjunct al cotidianului Adevărul, e de părere că președintele Iohannis ar fi trebuit să emită deja și decretul de convocare a referendumului care să conțină întrebările adresate cetățenilor. Ar fi existat un act juridic, nu infailibil, dar o brumă de act juridic care să, odată publicat, să demonstreze că o emitere a ordonanței de urgență de către guvern înseamnă, practic, încălcarea suveranității naționale de către un grup de oameni care exercită puterea în acest moment. De ce crezi că nu l-a publicat? Nu știu, pentru că președinții la disperare sunt capabili de multe lucruri. Nu știu ce a vorbit astăzi doamna Dăncilă cu Timmermans, cu domnul Timmermans. Dacă i-a promis într-adevăr că nu va da mâine ordonanța, sau i-a promis și va încălca cuvântul, în momentul în care ordonanța intră, este publicată, ea deja își face efectele, acestea sunt irreversibile, nimeni, nici măcar Curtea Constituțională, nu le mai poate anihila
și atunci referendumul devine total inutil. E posibil ca președintele să vină totuși cu un decret astăzi, mâine dimineață, înainte de ședința de guvern? Mi-aș dori să o facă, dacă nu cumva este din nou sabotat la Monitor Oficial, că a mai pățit-o acum câteva săptămâni, dacă ne amintim bine. Monitor Oficial, după cum bine știm, este în subornea domnului Liviu Dragnea. Să mai spunem că în aceste momente la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, liderul PSD, ia parte la o conferință publică pe parcursul căreia a anunțat până acum doar că PNCCD și Partidul Ecologist din România susțin PSD la alegerile europarlamentare. S-a semnat un protocol în această privință cu formațiunile, una dintre ele condusă de Aurelian Pavelescu. Urmărim ceea ce se întâmplă în timp real. Potrivit scriitorului și gazetarului Cristian Tudor Popescu, intervenția din această după-amiază a președintelui reprezintă un gest electoral și, citez, un joc la offside în relația dintre președinte și partidul de guvernământ. O ieșire politică, ca să nu zic electorală, în condițiile în care președintele nu a anunțat întrebarea pe care o va pune la referendum. Ce a făcut președintele se numește joc la offside în fotbal. A făcut un pas în față, lăsând PSD într-un offside, să-i spunem, moral și electoral. Pentru că PSD poate în continuare să dea câte ordonanțe vrea și pe ce temă dorește. Însă, cu această ieșire, președintele îi pune într-o lumină proastă, încearcă să-i pună într-o lumină cât mai proastă în fața electoratului. Iată că nu aveți încredere, în cazul în care e vorba de referendum, în votul poporului, în loc să îndemnați oamenii să meargă la vot. Aici i-a scăpat, după părerea președintelui, de asemenea și consilierilor săi, o referință. Ar fi trebuit să se refere la referendumul din 2012. Cel cu suspendare. Păi nu atunci, nu îndemna oamenii să iasă la vot, atunci PSD-ul. Nu spune domnul Dragnea că a fost condamnat pentru că îndemna oamenii să iasă la vot. Vi se pare o mișcare politică bună asta a domnului Iohannis? Din punctul lui de vedere, da. Încearcă să puncteze, să adune niște capital politic, pentru că orice mișcare ar face acum PSD-ul, recte ordonanță de urgență, atunci se află prin mișcarea asta a președintelui. Președintele practic a spus, dacă veți vedea, stimați concetățeni, o ordonanță de urgență acum a guvernului PSD, să știți că ea este îndreptată împotriva dumneavoastră. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Cât privește modificarea codurilor penale, secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii cere guvernului să nu facă acest lucru prin ordonanță de urgență. Într-un comunicat, procurorii din CSM susțin că urgența nu se justifică și cer ca aceste legi vitale pentru justiția din România să fie modificate doar în Parlament. Totodată, procurorii cer să se facă mai întâi o evaluare a impactului, dar și ca magistrații să fie consultați. Pe agenda oficială de mâine a guvernului nu figurează proiectul de ordonanță, însă lista actelor normative poate să fie suplimentată. Ședința va începe la 8 dimineața. Și ambasadoarea Olandei în București, Stella Roner Grubacic, i-a transmis astăzi ministrului Justiției că țara sa e îngrijorată de posibilă ordonanță de urgență privind schimbarea codului penal. Diplomatul olandez s-a întâlnit cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Știm că se poartă discuții despre una sau mai multe ordonanțe de urgență. Am avut un dialog foarte bun și consistent cu ministrul Justiției pe tema acestor ordonanțe și am împărtășit îngrijorările noastre. Îngrijorările se referă la o ordonanță care ar putea fi adoptată și care se referă la amendamente aduse codului penal. Sper că preocupările noastre au fost bine înțelese. Olanda este una dintre țările care se opun de mai mulți ani intrării României în spațiul Schengen din cauza intervențiilor repetate ale politicului în justiție, iar schimbarea codului penal a fost criticată anul trecut de opoziția de la noi, de Înalta Curte, dar și de Comisia Europeană, foruri care consideră că prin schimbările dorite de putere, lupta anticorupție și cooperarea judiciară internațională ar putea fi afectate semnificativ. Alianța USR Plus a depus un denunț penal împotriva ministrului Justiției astăzi. Tudorel Toader este acuzat că a mințit instanța atunci când a răspuns în scris că nu ar exista niciun proiect de ordonanță de urgență prin care se modifică codul penal.
L-ascultăm pe Dacian Cioloș. Pe 22 martie dimineața, în timp ce reprezentantul Ministerului Justiției susținea acest punct de vedere că Ministerul nu intenționează să modifice codul penal prin ordonanță de urgență, că nu există astfel de documente pregătitoare, Ministerul Justiției publica deja propunerile de ordonanță de urgență pentru modificarea codurilor penale. Că e clar că cineva de la nivel înalt din minister a încercat să influențeze funcționarul din minister care a semnat în numele Ministerului acel document prin care afirma că nu există astfel de demersuri. Despre intenția președintelui Iohannis de a organiza un referendum în ziua europarlamentarelor și despre avertismentul pe care domnia sa l-a adresat PSD să nu mai emită ordonanțe pe tema justiției într-o nouă ediție specială a emisiunii Piața Victoriei de la Europa FM, după jurnalul de seară cu Ioana Ene Dogioiu, Moise Guran, Teodor Tiță și prin telefon cu judecătorul clujean Cristi Danileț. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Zina Dumitrescu a murit astăzi la vârsta de 82 de ani într-un azil de bătrâni, a intrat în stop cardiorespirator, s-au făcut manevre de resuscitare, însă fără succes. Decesul s-a pronunțat în jurul orei 16:30. Pe numele real, Zenobia Bogoș, celebra creatoare de modă, era diagnosticată de mai mulți ani cu maladia Alzheimer. Potrivit apropiaților, în ultima vreme, starea Zinei Dumitrescu se deteriorase accentuat. Manuela Nicolescu. Zina Dumitrescu și-a trăit ultima parte a vieții într-un azil de lux din Germanești, în apropiere de București, însă viața ei a fost caracterizată de mulți drept spectaculoasă. S-a născut pe 16 iunie 1936 în Ismail, pe atunci în Regatul României, în prezent în Republica Moldova. Cea care a fost supranumită de manechine și colegii de showbiz, mama modei din România, a absolvit cursurile Facultății de Drept a Universității din București. Încă din primul an de facultate a început să lucreze ca manechin, iar la vârsta de 30 de ani a devenit director executiv al casei de modă Venus din capitală. A contribuit la lansarea carierei mai multor modele devenite celebre, precum Romanița Iovan, Bianca Brad, Dana Săvuică sau Cătălin Botezatu. A creat zeci de colecții de modă, participând la festivaluri de profil din țară și din străinătate. În urmă cu mai mulți ani, Zina Dumitrescu a fost diagnosticată cu boala Alzheimer. Criticați de Ministrul Sănătății după o vizită neanunțată, medicii de la Spitalul Județean Târgu Jiu s-au supărat pe Sorina Pintea. Se declară revoltați de declarațiile acesteia. Sorina Pintea spusese, citez, că nu și-ar dori să fie pacienta acestui spital, mai ales în anumite secții. Gabriela Mladin. Declarațiile ministrului Sănătății Sorina Pintea, făcută o vizită neanunțată în toiul nopții la spitalul de urgență, i-a revoltat foarte tare pe medicii care lucrează aici. Reascultăm declarațiile. Mie nu mi-este indiferent unde mă voi duce că îmbătrânesc, unde mă voi duce și cine mă va trata. Mi-a plăcut foarte mult, de exemplu, doamna doctor de la radiologie. Am văzut singura... E un exemplu, da, n-am fost pe celelalte secții. Mai sunt și alte. Dar sunt zone în care nu. Și o spun cu responsabilitate. Aceasta a fost concluzia ministrului Sănătății la finalul vizitei. Medicii Spitalului de Urgență din Târgu Jiu au organizat astăzi o întâlnire cu presa în care s-au plâns de atitudinea Sorinei Pinta. Eu cred că imaginea spitalului în ansamblu este extrem de afectată. Iar dumneaei era cea care era obligată să fie formatoare de imagine vis-a-vis de oricare spital din țara asta. Dacă doamna ministru s-a exprimat că dacă ar fi bolnavă n-ar veni în spital aici, băi, puneți întrebarea dacă afectează populația din Gorj treaba asta? Nu poți să arunci cu noroi așa peste tot corpul medical. Sorina Pintea a mai precizat că gradul de ocupare a Spitalului Județean de la Târgu Jiu este de 50% pe secțiile chirurgie și de doar 30% la pediatrie, ceea ce înseamnă că pacienții nu au încredere în medicii și actul medical din acest spital. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Sport acum, Tudor Ciurescu. Bun găsit, este o provocare mare, spune Simona Halep înaintea partidei cu Carolina Plișcova din semifinalele turneului de la Miami. Dacă o învinge pe cehoaică, Simona va redeveni numărul 1 mondial. Ea spune că îi place să joace sub presiune și recunoaște că nu se aștepta să aibă atât de repede oportunitatea de a reveni în fruntea clasamentului WTA. Halep a vorbit și despre victoria 6-4-7-5 obținută în sferturi în fața chinezoai Chei Qiang Wang. Ea spune că în setul al doilea, în care a revenit spectaculos de la 1-5, totul s-a schimbat în momentul în care a realizat că are o atitudine negativă și trebuie să se concentreze mai mult la joc. După ce a trecut de Markéta Vondrusova 6-3-6-4, Carolina Plișcova a prefațat și ea meciul cu Halep, programat la noapte la ora 3, ora României. Cehoaica numărul 7 mondial a dezvăluit că s-a antrenat cu viitoarea ei adversară la Miami chiar înainte de startul turneului. Au jucat și un set, iar Simona s-a impus cu 6-0.
CSM București susține că a ajuns la un acord de principiu cu Cristina Neagu privind prelungirea contractului care expiră la vară. Directorul general al grupării, Gabriela Sabo, spune într-o declarație pentru ProSport că negocierile au intrat pe ultima sută de metri, iar anunțul oficial va fi făcut zilele următoare. Sabo precizează că Neagu își dorește foarte mult să rămână la CSM. Amintim, luna trecută reprezentanții clubului au anunțat că cea mai bună handbalistă a lumii a cerut o mărire de salariu pentru a continua la campioana României. Revenim în direct. Liviu Dragnea, declarații despre intenția președintelui de a convoca un referendum pe tema justiției la 26 mai. Klaus Iohannis consideră că justiția se află în subordinea lui, a spus liderul PSD, care continuă să vorbească în aceste momente. Dar nu prea bagă nimeni în seamă. Cazi că de ce ne-i frică nouă de referendum? Cărui PSD-ist e frică de referendum? Nu are de ce să ne fie frică. De asemenea, inventează tot felul de prostii. Că spunem noi că vrem să facem secții diferite de vot. Nici măcar nu permite legea să se întâmple asta. Legea referendumului e foarte clară. Și referendumul și alegerile se desfășoară în aceleași secții de vot cu aceleași birouri electorale. Tot inventează tot felul de lucruri pentru a încerca să creeze impresia că este cuiva frică de referendum. Eu cred că lui trebuie să-i fie frică de referendum. Și de întrebările care vor fi puse nu neapărat la referendum, ci pe lângă referendum. Și care o să înceapă să curgă. Atât am vrut să vă spun. Dacă aveți întrebări, vă răspund și eu și cei doi președinți. Având în vedere că președintele a decis să convoace referendumul pe 26 mai, care va fi abordarea, strategia Partidului Social Democrat pentru acest referendum? Partidul Social Democrat nu își face o strategie pentru acest referendum convocat de președintele României. Partidul Social Democrat are două obiective foarte clare. Să guverneze această țară la fel de bine ca și până acum și să continuă creșterea economică și adoptarea măsurilor bune pentru români, pentru a crește nivelul și de asemenea pentru a dezvolta capitalul românesc în această țară. Și al doilea obiectiv, o campanie foarte, foarte bine organizată pentru alegerile europarlamentare, pentru a ajunge la fiecare român mesajul nostru, și anume ceea ce vor face europarlamentarii PSD în Parlamentul European. Și electoratul PSD, cel de desindemna... Dacă legea referendumului vorbește de aceleași secții pentru referendum și pentru... Trebuie să o las de la început pentru că a fost bruiată. Dacă legea referendumului, pe care ați spus că o veți respecta, aceleași secții de votare pentru referendum și pentru alegerile europarlamentare, de ce atunci socialdemocrații astăzi au vorbit despre secții diferite? Cine a vorbit despre Mircea secții? Drăghici, inclusiv Cătălin Rădulescu, au fost doi socialdemocrați care au spus că vor fi înființate secții de votare diferite printr-o ordonanță de urgență. Și au vorbit și de discuții în interiorul PSD pe această temă. Copiii spun lucruri trăznite. Are de gând Partidul Social Democrat, în speță executivul, să modifice legislația, legea referendumului, în sensul în care să dați posibilitatea înființării unor secții de votare? Eu vă înțeleg obligațiile, chiar le înțeleg. Domnule președinte, sunt declarații ale colegilor noastre de partid, nu ale noastre, nu avem nicio obligație. Nu vă înțeleg obligațiile să tot discutăm despre referendum. Este ultima întrebare despre referendum la care voi răspunde astăzi, pentru că devine plictisitor din punctul meu de vedere. Nu am auzit-o pe doamna prim-ministru care de gând să facă așa ceva și sigur nu se va modifica legea referendumului prin ordonanță. Domnul președinte Pavelescu. Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului într-o conferință alături de, între alții, liderul PNCCD, anunțând în felul următor, Klaus Iohannis consideră că justiția se află în subordinea sa, se alintă și vorbește prostii, citez evident. S-a întrebat retoric de asemenea liderul PSD, cărui PSD-ist este frică de referendum și a dat asigurări că la consultarea populară de pe 26 mai, data europarlamentarelor, secțiile de vot nu vor fi separate, una pentru europarlamentare, una pentru referendum. PSD nu-și face obiectiv.
perspective la acest referendum, a mai spus Liviu Dragnea, cât despre colegii din partidul domniei sale care anunțau o posibilă separare a secțiilor de vot, Mircea Drăghici și Cătălin Rădulescu, domnul Dragnea a declarat textual, din nou, copiii spun lucruri trăznite. Punem punct aici. Piața Victoriei, după cum vă anunțam, încă o ediție specială din probabil un șir de ediții extrem intens speciale. Salut, Moise, bună, Teo! Da. Salutare! Spre deosebire de copii, Filip este cel mai serios dintre noi. Nu spune niciodată decât lucruri care greu ar putea fi numite altfel serioase. Da. Greu ar putea fi contrazise, lucruri verificate și spuse la timp. Să mai spunem, să adăugăm la ce a spus Filip un pic mai devreme, că nici ALDE nu se teme de referendum, doar că are senzația șeful ALDE, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, că președintele Klaus Iohannis a intrat în campanie electorală. Da. Ceea ce poate fi corect, da. Da, și care are nevoie de această temă, că n-are voie altfel să facă campanie electorală, poate fi corect. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză de publicitate, începe Piața Victoriei, o discuție astăzi între noi și Ioana Ene Dojoiu de la ziare.com. Ni se va alătura de la Cluj și judecătorul Cristi Dănileț, să vedem exact care sunt efectele și juridice ale acestui concurs de cine lansează referendumul, cine dă ordonanțe, ce se va întâmpla mai departe. Numărătoarea inversă a început. Evenimentul Opel 24 de ore îți aduce și anul acesta prețuri imbatabile pentru cele mai dorite modele Opel. Opel Crossland X de la 11.111 euro cu TVA și prima de casare incluse. Ai doar 24 de ore să alegi cea mai bună ofertă pe 29 și 30 martie în toate showroom-urile Opel. Opel, creat în Germania, gândit pentru noi toți. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. La Metro găsești produsele care se potrivesc perfect afacerii tale. În perioada 27-30 martie ai file și alău de Nil congelat, origine Uganda, la 17,99 lei kilogramul. Vină la Metro, unde te așteaptă întotdeauna cele mai bune produse. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Tu ce faci pentru mașina ta? Fă-i revizia în rețeaua Bosch Car Service folosind filtre Bosch și ulei Castrol Edge și primești cadou cardul de asistență rutieră Bosch Service valabil în România. 365 de zile beneficiezi de garanție, depanare la locul evenimentului, tractarea mașinii și transportul pasagerilor. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Bucură-te de o primăvară frumoasă! Prinde super ofertele în magazinele Altex și pe Altex.ro. Ia-ți acum laptop 2-in-1 Miria cu procesor Intel Pentium N4200, ecran 13,3 inch Full HD cu touch și SSD 256 GB la numai 1199,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Da, suntem europeni, suntem cetățeni ai planetei, dar suntem și români. De-aia eu mă bucur atunci când cineva ne ia așa cum suntem și ne oferă de toate, fix cum ne place nouă. Ai chef de ceva bun? Atunci vino la Penny Market. Săptămâna asta ai Casablanca Crafting, cafea măcinată la 7,99 lei 500 de grame și Neumarkt, bere blondă 1 litru la 3,69 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 martie-2 aprilie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place. Căutăm câștigători. Vino în orice showroom Dacia între 1 și 13 aprilie și poți câștiga una dintre cele 3 mașini puse în joc. În plus, primele 1000 de comenzi beneficiază de servicii de asistență rutieră gratuită. Profita acum de ofertele Rabla pentru toate modelele Dacia. Detalii în regulamentul campaniei disponibil gratuit pe promoții.dacia.ro și în rețeaua de agenți Dacia. Ofertele pentru vânzarea vehiculelor către persoane fizice prin programul Rabla se aplică de la momentul deschiderii înscrierilor în PSIPAN în 2019. Smart de la Dr. Hart. Sistemul osos are nevoie de aliați de încredere pentru a se menține sănătos. Cum îl putem ajuta? Specialiștii SensiBlu recomandă calciu, magneziu și vitamina D3 de la Dr. Hart cu un rol esențial în sănătatea oaselor. Mai ales că la fiecare cutie cumpărată mai primești una gratis, la doar 19,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1 martie-31 martie 2019, în limita stocului disponibil pentru posesorii de card de fidelitate SensiBlu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Detalii în farmaciile SensiBlu. Între 27 martie și 2 aprilie, ofertele vin ușor. Cu Kaufland Card ai 30% reducere la toată gama de cărnați și crenvurști. Și nu doar atât, ai multe alte oferte cu Kaufland Card. E simplu, lucrurile bune vin ușor. Pentru pianist este pianul.
Pentru un actor, propriul trup este instrumentul. De aceea am grijă ca trupul meu să fie mereu în formă. De câte ori medicul îmi recomandă să merg la un laborator de analize specializat, eu mă duc la Clinica Sante. Recomand cu căldură. Clinica Sante. Specialiști în analize medicale. Sunt multe feluri în care poți să trăiești și oricare e la fel de inspirat. Iar la Mega-ul tău, descoperi mereu câte ceva, chiar dacă vii în fiecare zi. Doar acum ai Strongbow, cidru din mere rare cu pulpă roșie, 330 de ml la doar 3 lei și 19 bani. Și The Fish, ton bucăți în ulei, 170 de grame, acum la doar 6 lei 99. Mega Image, inspirație să trăiești cum îți place. Hyundai Dab Auto te invită să urezi bun venit celui mai tânăr membru al familiei, noul Tucson. Stil impunător, linii expresive și interior confortabil. Pregătește-te să-i testezi agilitatea pe șosea. Vino în showroom-ul din strada Cornul Lungii 24 București și descoperă noul Hyundai Tucson. Dab Auto. Servicii de mobilitate all-inclusiv. La Mega Image și Shop & Go, în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. Că doar e mega! În perioada 29-31 martie ai struguri albi fără sâmburi la doar 11,99 kg, kiwi la doar 4,99 kg și detergent gel Persil Regular 60 de spălări la doar 45,99 kg. Prinde promoția de weekend de la Mega Image! Piața Victoriei la Europa FM. Golăneala guvernului PSD de astăzi a depășit orice limită. Nu trec nici măcar 3 zile fără să dea ordonanță într-un domeniu sau altul. Adoptarea unor astfel de ordonanțe ar intra în conflict cu prerogativa constituțională a Parlamentului de a legifera, câtă vreme codul penal încă se discută în Parlament. PSD-iștii trebuie să înceteze aceste atacuri permanente la adresa justiției. Permanente la adresa justiției. Bună seara, doamnelor și domnilor, din nou bine v-am găsit la o ediție specială, i-aș zice, Piața Victoriei. Numele meu este Moise Guran, alături de mine colegul Teo Tiță. Ni s-a alăturat și Ioana N. Dogioiu. Bună seara! Bună seara! Editorialist la ziare.com, cu care ne vom certa în această seară. N-a fost tare Iohannis, Ioana? Tare la ce? Golăneală? E un cuvânt tare. Da, vine după țopăială, Moise. Țopăială fiscală. Golăneală e mai... E mai dur. E un crescendo. Ce să zic, iar ne batem în... Hai să ne batem un pic în acțiuni. M-am săturat de bătaia asta în verbe. Care alege verbul mai tare? Care alege substantivul mai coroziv, adjectivul mai coroziv? E campanie electorală. Campanie electorală, dar e o campanie electorală care mie mi se pare la fel de calpă precum toate campaniile electorale de până acum. Eu aș fi așteptat de la domnul președinte și am așteptat vreme îndelungată, mărturisesc că nu prea mai aștept în momentul ăsta, puțină acțiune, puțină strategie, puțină viziune, puțin nerv. Nu văd nimic din toate astea. Iară țopăială, iară golăneală, ok. Nu, astăzi a fost o declarație cu nerv, te contrazic. Da, declarație. Da. Ok, declarație. Vrei și un decret, asta înțeleg. Acum? Da. Să fiu sinceră, mi-e teamă de acest decret. Aș fi vrut acest decret. L-aș fi vrut foarte tare. Un decret pentru convocarea referendumului, exact. Să precizăm. Aș fi vrut acest decret pentru referendum în 2017. Aș fi vrut acest decret pentru și am și scris în 2018. Și de ce l-aș fi vrut atunci? Din două motive. Unu, societatea era foarte învolburată pe tema asta. Erau oameni care stăteau în ger la minus 13 grade zile după zile după zile, nu o zi, nu o... s-au stat serii întregi, ceea ce arăta o hotărâre extraordinară, o trăire extraordinară pe această temă, care trebuia într-un fel canalizată și căreia trebuia să-i dai un debușeu electoral. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, răul atunci încă nu era întâmplat. Ordonanța 13, comparativ cu ceea ce s-a întâmplat după aceea și ce urmează să se întâmple cu cele două ordonanțe în pregătire, sunt niște, reprezintă așa un fel de parfum. Te referi la legile justiției. Legile justiției, modificările de cod penal, deciziile Curții Constituționale și felul în care ele au fost folosite. Modificările de cod penal încă nu s-au întâmplat. Dar ele sunt cuprinse deja într-o ordonanță care
stă să vină, adică e redactată. Ceea ce ne aduce la momentul în care președintele face un pas în față și zice PSD-știlor, nu dați ordonanțe că eu chem oamenii să se pronunțe pe acest lucru. Așa și... Este ilegitimă ordonanța aia, că cred că așa s-a exprimat. Da, Ioana, și... eu aș vrea să te întreb, ce ar fi putut să facă președintele azi? Azi? Azi, din păcate, am ajuns într-un moment în care președintele, după părerea mea, multe nu mai are de făcut. Pentru că președintele a făcut atâția pași înapoi, a pierdut atâtea prerogative fără luptă. Fără luptă! S-a uitat cum îi sunt luate. S-a uitat cum această țară, în mandatul lui, devine din republică semiprezidențială, cum era, aproape o republică parlamentară, cu deosebirea că încă președintele este ales prin vot direct. În rest, prerogativele, uitați-vă câte prerogative a pierdut. Cele mai multe și cele mai importante. Acum ce mai poate să facă? Asta este și tristețea mea. Nu prea mai poate să facă nimic. Spuneai, chem poporul împotriva ordonanței. Și nu mai poate Dragnea de asta. Îți atrag atenția că dacă Dragnea dă ordonanțele, dă în cilă, teoretic, le dă mâine sau le dă săptămâna viitoare, pentru că le va da, sau asta este intenția, dacă nu-l oprește Bruxelles, nu referendumul, vine referendumul pe 26 mai și constată că poporul zice, bă, e nasol ce ai făcut. Da, e nasol. Dacă mergea cu referendumul în 2017 sau în 2018 încă, poporul îi spunea, nu face asta. Ce era ceva în viitor. Nu-ți permitem să faci chestia asta. Acum poporul poate să constate doar că ce s-a întâmplat deja e rău. Da, e rău. Și ce mai facem? Hai să ne înțelegem și să clarificăm și pentru ascultătorii noștri. Legile justiției nu sunt de neîntors. Spre deosebire de codul penal, modificarea codului penal, acolo unde se introduce o lege, o normă penală mai favorabilă, care aia nu mai e de întors, adică degeaba o întorci, ea își face efect. Legile justiției pot fi întoarse. În momentul în care poporul suveran, printr-un referendum, spune, suntem de părere, dau un exemplu la întâmplare, că procurorii nu ar trebui să fie subordonați politic, dintr-o dată rămâne în offside inclusiv decizia CCR, aia prin care a fost demisă doamna Chioveși. Nu e chiar așa. Ia să auzim. În privința deciziei alea, nu e chiar așa. Poporul, decizia aceasta a poporului suveran pentru a invalida, cum spui tu, a arunca în aer decizia Curții Constituționale, are nevoie să fie cuprinsă într-un proiect de revizuire a Constituției și într-o procedură de revizuire a Constituției. Dacă respectiva decizie s-ar fi luat cu 5 din 9 judecători, aș fi fost de acord cu tine. Ea s-a luat cu 4 plus 2 care au alte opinii. Și cine stabilește faptul că sunt perfect de acord cu tine că e o mizerie decizia aia. 4 plus 2 plus 3 plus nici ei nu mai știu care a fost cu separată, care a fost cu concurent. E o nenorocire. Bun, ok. Dar până una alta, pe ea scrie decizie de admitere. Așa da? Este. Și își produce toate efectele. Așa este. Ceea ce spun eu este că acest referendum trebuia să vină înainte ca toate lucrurile astea să se întâmple. Nu ne contrazicem. Și să le blocheze. Acum nu ne contrazicem. Este constatativă. Hai să ducem puțin într-o sferă chiar un pic mai tehnică discuția. Ni se alătură domnul judecător de la Cluj, domnul judecător Cristi Danileț. Bună seara, domnule judecător. Bună seara dumneavoastră, invitaților și ascultătorilor dumneavoastră. L-ați auzit pe președintele Iohannis? Da. Are vreun efect juridic această declarație prin care zice chem lumea la referendum? E o decizie politică, nu una juridică. Important e ce va vota lumea, care va fi întrebarea aceea, care va genera un blocaj pe viitor al inițiativelor legislative care afectează mersul justiției și care favorizează practic infractorii. Până acolo. Despre asta vorbim. Nu. Despre altceva vreau să vorbim. Până acolo avem niște scenarii. Un scenariu în care președintele dă un decret de convocare la referendum pe o temă, să zicem, modificarea codului penal, ce ulterior este abordată de guvern prin ordonanță de urgență. Ce se întâmplă într-o astfel de situație? Eu nu cred că referendumul poate bloca o ordonanță de urgență. Ordonanța își produce efecte imediate, dacă e pe codul penal, noi vom fi obligați să o aplicăm, iar dacă e pe modificări la codul de procedură penală, atunci vom putea stopa dosarele și seteza Curtea Constituțională pentru a se pronunța. Dar pe codul penal va fi dezastru. Deci, concret. Atunci când s-a întâmplat cu ordonanța 13, dacă ar fi intrat în vigoare și pentru un minut, ar fi trebuit să o aplicăm imediat, chiar dacă ulterior
ea a fost revocată sau urma să fie infirmată de curtea. Concret, plec de la declarație pe care dumneavoastră ați făcut-o ieri, după ce ați ieșit de la consultările cu președintele, consultări care înțeleg că nu au fost atât pe referendum cât pe legile justiției, dar dumneavoastră ați spus la un moment dat acolo că trebuie oprită politica mai favorabilă, penală mai favorabilă. Asta a fost exprimarea noastră. Dacă președintele ne cheamă și ne întreabă vreți o politică mai favorabilă sau o politică mai dură, iar după aia vine o ordonanță de urgență care scade pedepsele. Aici nu e un conflict? Da. În momentul acela, ordonanța respectivă este neconstituțională. Deci, după părerea mea, atunci judecătorii ar trebui să facă ceva nemai văzut în România, să refuze să aplice acea ordonanță. Pentru că judecătorul nu poate să fie un simplu executant al legilor care sunt vădit împotriva Constituției. Dacă poporul acesta din România se opune aplicării unei legi mai favorabile corupților, este validat referendumul, iar în secunda următoare apare o ordonanță de acest gen, eu cred că judecătorii, în mod normal, trebuie să dovedească că sunt o putere stat și să refuze de urgență să aplice acea ordonanță și să se sesizeze, desigur, Curtea Constituțională. Ar fi un abuz incomensurabil al guvernului. De altfel, am obișnuit cu astfel de politică, adică vreau să vă spun că judecător stau în fiecare dimineață și mă întreb ce ordonanță a mai apărut. Pentru că avem cazuri în derulare în permanență, trebuie să știm ce lege ni se aplică. Ori, în momentul în care se legiferează în locul Parlamentului de către guvern, când apar ordonanțe noaptea, când nu știm când sunt publicate sau nu sunt publicate în monitor oficial, noi suntem într-un haos, într-o derivă totală. Incertitudinea este uriașă pentru noi ca judecători, pentru populație, pentru avocați, pentru infractori și pentru victime deosebite, în egală măsură. Domnule Danileț, din punctul de vedere al unui judecător care a organizat proteste, a participat la proteste ale magistraților, care ar fi întrebarea ideală în referendumul ăsta? Vedeți, dacă întrebarea este tehnică, ne aruncă într-un haos interpretativ general. Apoi va fi greu de convins publicul să vină la vot. Eu chiar sper să convingem în special tineretul, pentru că vorbim de viitorul țării, să vină tineretul să se pronunțe cu privire la referendum. Și nu doar, să vină tinerii și pentru alegerile europarlamentare. Deci, după părerea mea, o întrebare care ar putea avea un efect ar fi dacă sunteți sau nu de acord cu o politică mai favorabilă a Parlamentului, a Guvernului, în ceea ce privește tratamentul corupților din România. Fie că vorbim de demnitar, fie că vorbim de orice altă categorie. Atâta timp cât în România se dau legi pentru favorizarea infractorilor, eu vă spun că nu avem o politică penală coerentă. Eu, ca judecător, și cred că orice jurist din România nu mai poate spune în momentul de față care este politica penală a statului. De aceea eu cred că poporul trebuie consultat pe această politică penală. Suntem pro sau contra favorizarea infractorilor? Și aici mă vorbesc în special de corupție, că asta ne doare cititare. Dacă poporul spune că ne opunem tratamentului mai favorabil al demnitarilor, de exemplu, sau al funcționarilor care sunt urmăriți și sancționați pentru corupție, atunci orice act normativ ulterior, fie el ordonanță de urgență, fie ea lege, va trebui va fi neconstituțională, practic. Ulterior, dar anterior, adică dacă, să zicem, mâine sau săptămâna viitoare acest guvern emite ordonanța de urgență cu modificările din codul penal, cu completurile de 5, tot ceea ce se intenționează și referendumul apare pe 26 și este validat după 5 zile, ce efecte mai are asupra actelor normative, fie ele legi, fie ele ordonanțe de urgență deja emise și care au relaxat politica penală? Păi, referendumul nu poate bloca, din păcate. Dacă mâine apare ordonanța asta de care cu toții vorbim deja de o săptămână, păi ea va trebui aplicat imediat, chiar dacă președintele a declarat referendumul. De altfel, ați văzut că astăzi președintele a spus că ar fi nelegitimă adoptarea unei ordonanțe de urgență, n-a spus că ar fi neconstituțională. Este clar, este și el conștient că pe perioada consultării populației, până nu se validează referendumul, guvernul când poate să vină cu ordonanță. Dar și atunci există o soluție. Repet, dacă se modifică la codul de procedură penală, nu la cel penal, judecătorii să suspende dosarele, să se sesizeze Curtea Constituțională. Dar pe codul penal, din păcate știți bine, legea penală mai favorabile trebuie aplicate, chiar dacă ulterior acea ordonanță va aplica la Curtea Constituțională. Și marea problemă e exact pe codul penal, pentru că acolo sunt reducerile de termene de prescripție și acolo e nenorocirea. Pe procedură, arma asta care s-a dat guvernului este extrem de nocivă. Iar după
după jurisprudența Curții Constituționale, din păcate, și eu cred că guvernul este de fapt cea mai puternică. Este prima putere în stat, acesta mai ei pot legifera oricând. Practic, teoretic, nu practic, teoretic guvernul ar putea abroga pentru o oră întreg codul penal. Chiar dacă ar părea o prostie și ulterior și-ar da seama de gafă, ar readopta codul penal, să spunem, sau s-ar declara neconstituțională acea abrogare a codului penal, noi ca judecători vom fi obligați să aplicăm ideoțenia respectivă, acea ordonanță de urgență vădit neconstituțională. Domnule judecător, aș vrea să recapitulăm puțin ideile pe care le-ați exprimat, doar ca să fim siguri că ați înțeles. Da. Ați spus așa, în cazul în care, după validarea unui referendum privind o politică mai dură a statului, în care poporul s-ar pronunța pentru o politică mai dură a statului, guvernul vine cu o ordonanță de urgență, judecătorii nu ar trebui să aplice respectiva ordonanță de urgență. Da, ea ar fi vădit neconstituțională și chiar dacă nu s-ar pronunța, n-ar apuca încă curtea să se pronunțe, după părerea mea ar trebui să facem ceva, repet, nemai văzut, să refuzăm să aplicăm acea ordonanță chiar dacă ar fi vorba de o lege penală mai favorabilă, da, care odată da. Publicată în Monitor Oficial, teoretic își face efecte. Da. Dacă până la referendum, spuneți dumneavoastră, codul de procedură penală este modificat, judecătorii pot suspenda judecata până după referendum, dar dacă este modificat codul penal, în sensul în care scad pedepsele, atunci judecătorii nu mai au ce face. Exact, trebuie să aplicăm de îndată. Vă mulțumesc pentru intervenția la Piața Victoriei. Și ne vom imagina cumva acum că ei sunt fraieri și vor spune, bă, noi stăm. Noi stăm să vedem ce zice poporul pe 26. Și dacă poporul zice nu, noi nu mai dăm ordonanță, nu mai facem nimic. Costul politic e imens. Nu interesează costul politic. Și ți s-a părut vreo secundă de când a început această guvernare că și-au pus problema de cost politic în privința justiției? Și au jumătate din procentele pe care le aveau când au venit la guvernare, cu 2 ani, deși au crescut salarii, au crescut pensii. Da, și poți să ajungă cu procentele cu minus în față. Atenție! Procentele pe jumătate, haideți să fim realiști, să privim adevărul în față. Este și o erodare. Dar uitați-vă la procentele lui Ponta. Așa. Că procentele PSD-ului s-au splitat. Nu este pierderea atât de mare din cauza acestei chestiuni din electoratul lor, că vorbim de electoratul lor. N-au trecut la ilalți, asta spui. Dar nici nu puteau să treacă la ilalți. Cine trece de la PSD nu se duce nici la PNL și nici nu mai discutăm de USR, eventual se duce la ALDE. ALDE este plasa care îi prinde pe foștii USR. Nu este nicio surpriză aici. Nu este nicio surpriză. Nu-i va interesa, poate să piardă, să ajungă cu procente la minus. Ecuația lor este ecuația pușcărie sau libertate. Despre asta vorbim. În mintea lor, pune-te în papucii lui Dragnea, care vede deja în față ușa pușcăriei. Te contrazic. Dacă era așa, dădea ordonanța aia de 100 de ori până acum și pleca în Madagascar. A vrut să dea ordonanța de 100 de ori până acum, a avut două probleme și dacă vrei speranța mea, ultima mea speranță în privința acestei ordonanțe, nu e referendumul ăsta, mă ierți. Asta mă să ghicesc, Tudorel Toader? Nu. Tudorel Toader este deja practic pe jumătate executat. Nu. Speranța mea este că Viorica Dăncilă, care a mai opus odată rezistență la chestia asta, se va speria de reacția externă. Deja avem un mic noroc. Ea și-a dat seama ce tâmpenie a făcut în Statele Unite. Că nu trebuie să fii Einstein ca să-ți dai seama că după ce ai emis niște cuvinte pe gură, vezi, regele Iordaniei își anulează vizita. Premierul, ministrul externe francez refuză să mai întâlnească cu Meleșcanu într-o bilaterală. În Maroc nu mai e primit Ericeanu. Deci e evident, oricât, mă rog, chiar deci și pentru doamna Dăncilă, după Statele Unite și și-a dat seama, există o licărire de speranță. Nu-i dau mai mult decât o licărire de speranță, exact. Să ne înțelegem că exact cum a refuzat să dea amnistia, a refuzat să dea amnistia, asta deja se știe, s-ar putea să refuze și acum, speriată că de contul va fi pe ea. Că se va numi ordonanță de urgență, nu se va numi proiect de lege. Să ne aducem aminte că mai devreme, dacă nu mă înșel, domnul Cioloș, Alianța 2020, anunța că depune un denunț penal pe tema ordonanței acestea. Și a mai existat un denunț care a vizat direct pe doamna Dăncilă, depus de Ludovic Orban acum ceva vreme. Și acela a produs efecte. Ce efecte? PSD-ul s-a retras.
S-a retras un pic. Strategic, așa cum se zice, nu, la război. Nu știu dacă costul penal o sperie pe doamna Dăncilă, dar un cost politic și faptul că în capul ei se vor sparge după aceea toate oalele... Adică activarea articolului 7. Hai să spunem și oalele. Evident. Deci doamna Dăncilă știe foarte clar. Eu sunt convinsă că Bruxelles-ul i-a explicat cu liniuțe. Bun, și atunci, de ce crezi după atâtea întâlniri, care au fost că deja de 3 săptămâni, Dăncilă se vede odată sau de 2 ori pe săptămână, sau măcar vorbesc la telefon, cu Timmermans? Sau cu Juncker. Ordonanța sau încă nu-i semnată. Asta e efectul. Încă ordonanța nu-i semnată. Da, dar știrile care vin exact dinspre Comisia Europeană e că o vor da mâine. Da, pentru că s-a ajuns la acel moment în care Dragnea zice, băi, eu trebuie să scap, ai înțeles? Nu. Că la mine e foarte aproape. Pentru că s-a ajuns la acel moment în care Dragnea este mai aproape ca oricând de construcția pe care și-a făcut-o în acești 2 ani. Nu vrea doar să scape, Ioana, îmi pare rău, te contrazic în continuare. Dragnea vrea puterea totală. Da, oare? Nu are. Ba, oare? Ce îi lipsește din puterea totală? Faptul că nu poate să dea o ordonanță, uite acum? A, să fie el personal premier? Formal, sigur că e da. E foarte posibil și asta, dar astea vin la pachet. Cum să spun, asta este o consecință, dar putea să fie și premier, deși nu cred că îl va numi Iohannis. Poate îl suspendă. Asta cu suspendarea a devenit deja la noi o poveste și astăzi. Îl suspendă, nu-l suspendă. Nu, nu-l suspendă. Și nu-l suspendă în calcul politic. Nici ALDE, da, nici UDMR-ul nu vor așa ceva. Și atunci PSD-ul singur, și nici Ponta, evident, PSD-ul singur n-are majoritate ca să-l suspende pe Iohannis. Nu m-aș întrece cu Dragnea, l-a făcut calcule și aritmetică e parlamentară. Foarte greu, dar maestrul lor. E pe cifre. Iar ALDE nu-i vada asta. Știu, Tăricianu nu-i vada. Uite, el tot timpul, Tăricianu nu vrea decât să candideze la președinție. Păi, exact, și nu vrea să creeze acest precedent, să accentueze acest precedent. Din partea PSD vrea să candideze la președinție, din partea PSD. Deci Dragnea are ceva ce îi trebuie foarte tare lui Tăricianu. Nu cred că Tăricianu este atât de naiv, nici măcar Tăricianu, încât să creadă că PSD-ul îi va da candidatura dintr-un bun început. A, în turul 2, dacă cumva ajunge el, e altceva. PSD-ul este un partid mare, un animal mare, și nu zic în sens peiorativ, un animal politic mare, cu orgoliu pe măsură, care niciodată nu va trage pentru un alogen. Nu, ai auzit asta. Din păi păcate, nu, din păcate acei oameni care mai aveau un cât de cât orgoliu, un orgoliu de a face în viață mai mult decât să-i ducă cuiva, nu zic cui, geanta, au plecat deja din PSD. Nu mă refer la baronet, atenție. Baronetul este la mâna lui Dragnea și va face ce zice Dragnea. Și atunci ăla-i PSD-ul. Nu, mă refer la talpă. La talpa partidului. Pentru că o campanie nu o face baronetul. O campanie o fac șoșonarii aia năcăjiți, care merg, lipesc afișe, se duc, strâng semnături, vorbesc cu omul, îi strâng mâna. Oprește-te până nu plâng de mila lor. Deci încă o dată. Nu, n-am plâns. Îți spuneam nu, că plâng eu, sunt plâng oamenii. Eu. Nu am nicio milă și n-am nici sentimente. Okay. Îți spun la rece. Deci suntem într-un scenariu evident în care domnul Dragnea trebuie să scape de niște codițe. Omul ăsta nu vrea să fugă, asta e evaluarea greșită pe care toată societatea, inclusiv noi jurnaliștii, l-am evaluat greșit pe Dragnea. În 2017, nici nu vrea decât să scape. Ei bine, nu vrea să scape. Acest om vrea puterea totală. Păi, acest om este un Erdogan în devenire. Nu e un Erdogan în devenire. Nu-l mai comparați nici cu Orban, nici Victor Orban, nici cu Erdogan. De ce nu? Victor Orban și Erdogan au anvergură politică. Sunt oameni de stat. Ne plac, nu ne plac. Uh-huh. Nu ne plac viziunile lor. Da. Cu siguranță. Mie personal nu. Dar sunt oameni de stat. Așa. Dragnea nu își va depăși niciodată condiția de... linia a doua, de slugă la masa puterii reale, cum a fost la Năstase. Îl jignești în mod gratuit. Nu, tocmai a pus toată țara sub talpa lui. Nu mai are sens să-l subevaluăm de pe Dragnea. Dar n-ai văzut o slugă parvenită? Ar fi primul? De Dinu Păturică, n-am auzit? Ok, și... Dar bineînțeles, nu e absolut nicio problemă. Dar el nu are anvergură de om de stat, el nu are viziune. Asta nu înseamnă că nu va deveni, cum Maduro, șofer de autobuz, a devenit om de stat. Iar ca să aibă puterea, ceea ce tu numești puterea totală, sunt secvențe. Primul lucru, prima condiție sine qua non, să nu intre la pușcărie, nu? Corect. Dacă intre la pușcărie, nu mai e nicio putere Corect. Totală. Și ca să nu intre la pușcărie, el trebuie cumva să evite acest... verdict care se apropie vertiginos. Da. Să nu uităm că pe 15 aprilie avocaților li s-a pus în vedere că ar trebui să pregătească concluziile finale. Da. Deja asta înseamnă cam ultimul, cel mult penultimul termen. O lună. Puteau să dea un termen mai scurt? În alta curte tot așteaptă să se întâmple ceva cu Liviu Dragnea, cum a făcut de fiecare dată. În alta curte a dat termene din lună în lună de când a început acest proces, dar apelul ăsta a mers repede.
având în vedere apelul la acest complet, că ne aducem aminte epopeea completurilor când a început, când primul complet, al doilea complet, al treilea, în sfârșit, practic... Deci vor rămâne la jumătatea lui aprilie în pronunțare, adică la un an de zile de la pronunțarea sentinței pe fond, în care nu s-a reușit judecarea pe trei termene. Stai puțin, dar tu ai uitat probabil epopeea, ai uitat epopeea completurilor. Cum să uită așa ceva? Ar fi trebuit să înceapă în octombrie și a început în februarie. Deci tu îmi demonstrezi mie că el a jucat în alta curte, în picioare, și îmi spui că n-are nu mă interesează ce învergurare, spun că omul ăsta nici țara n-are învergură. Asta e țara. Pentru că a controlat Curtea Constituțională și controlează majoritatea din Curtea Constituțională, ceea ce e foarte simplu. Dragnea are două principii. Ori ameninți, ori cumperi. Nu e foarte greu de înțeles mecanismul lui de gândire. Nu-l mai greu de contracarat. Degeaba... Asta sunt perfect de acord. Păi, dar nu-l idealizați. N-are sofisticării. Eu spun să nu-l subevaluezi. Subtilități. Nu are viziune, nu are învergură de om de stat. Dar are el strategie. Este un argat, nici măcar. Ba da, nu el știu cine o face, dar are strategie. El a înțeles cum se ia sub control... cum să iau oamenii sub control folosindu-le slăbiciunile. Ok. Ce strategie are omul de stat de la Cotroceni atunci? Niciuna. Compară strategia lui Dragnea, care n-are anvergură și suntem de acord, domnule, n-are. Da? Cu strategia omului de anvergură care e președintele României. Ai spus tu că e de anvergură, n-am spus eu. Păi. Eu îl consider pe Klaus Iohannis un politician total lipsit de anvergură. Îmi pare rău. Eu nu mă contrazic. Tu spui că e de anvergură, tu să-mi spui ce strategie are. Încerc să spun că referințele în această țară sunt destul de jos. Dacă spui că Dragnea n-are anvergură, bine, frate, n-are anvergură. Că, nu știu, că vine de la Salcia, județul Telorman și nu mai știu ce. Contează de unde vine. Păi, bineînțeles că nu contează de unde vine. Nu, n-are educație, putea să vină de oriunde, n-am nicio problemă. Putea să vină din ultimul sat, e vorba de cum s-a format și cum s-a educat, nu e vorba de origine. Asta eu înțeleg ce spui, dar referința, țara, România, politica asta din România, e la degetul lui Liviu Dragnea, ceea ce arată că nu avea anvergură, dar are suficientă atâta cât are ca să... Da, pentru că asta e politica românească și pentru că, și aici ai atins un punct foarte sensibil și îmi mulțumesc pentru această pasă, rămân recunoscătoare, marcați. Pentru că are în față un președinte lipsit de anvergură. Este un joc între pigmei, între egoiști și cinici. Asta e adevărul. Eu aveam o curiozitate legată de doamna Dăncilă. Și dacă nu semnează, ce risc? Mai poate Liviu Dragnea să mai dea jos un guvern, să mai schimbe un premier? E o întrebare asta. Dar adevărata întrebare este de ce ar semna? De ce pentru ar semna? Pentru că își datorează ascensiunea asta bruscă așa pe apus de carieră domnului Dragnea? Ăsta e un argument. Al doilea argument este că s-ar putea... Am văzut Moise și la jurnaliști care au intrat în politică că internalizează așa foarte convingător tot felul de aiurel cu statul paralel și așa mai departe. Poate și doamna Dăncilă, care este politician de ceva vreme, au fi internalizat aceste idei. Cum adică? Internalizează. În sensul că crede sincer în ele. Poate crede sincer că în România a avut loc o presiune de aia ca pe vremea lui Gheorghe Udej. Ce spun eu este... Nu cumva e într-o poziție de putere în momentul ăsta să se descoperă politician solid, așa? Doamna Dăncilă, întreb și eu. E momentul ei. Adică acum, dacă vrea, poate să o cotească, poate să-l răstoarne pe Dragnea. Asta pur și simplu refuzându-i ordonanțele de urgență. Cred că e suficient. Nu cred că asta e intenția. Cred că la doamna Dăncilă, părerea mea este că la doamna Dăncilă funcționează, dacă funcționează, frică. Deci cred că doamna Dăncilă, frica de consecințe pe care le va deconta. Deci câștigă frica cine o sperie mai tare pe doamna Dăncilă? Exact. Ce nume? Câștigă cine o sperie mai tare pe doamna Dăncilă? Da, putem spune și așa. Care ar fi sentimentele doamnei pentru Dragnea? Și mai e ceva. Doamna Dăncilă a fost extrem de umilită în permanență de Liviu Dragnea. Dar umilită la modul grosier. Umilința presupune să te simți așa. Se pare că au adus-o la starea de plâns. Adică o adunau la Scroviștea, patrulaterul din jurul domnului Dragnea, și o tratau ca pe un scaun. Am auzit asta acum un an, după care a venit doamna Dăncilă și s-a afirmat mândrul român în Europa. Și atunci n-am mai crezut asta. Pentru că au reușit, și-au dat seama că au împins lucrurile prea departe, au băgat un pic în marș arier. Dar doamna Dăncilă a avut și chestia asta. A fost o femeie foarte umilită. Doamna Dăncilă a avut cel puțin două, dacă nu chiar trei ocazii în momentul de față să se afirme ca lider al PSD. Dar are cum să fie lider al PSD? Iar intrăm pe zona de anvergură, de educație. Și ăsta e partidul, despre asta vorbim. Păi,
Exact. Unu, când a fost condamnat Dragnea în vara trecută. Doi, când l-a atacat Firea. Și acolo chiar a fost balanță și balanța a înclinat-o doamna Dăncilă în final. Mai știți când așteptau să zică? Tu sincer o vezi pe doamna Dăncilă ieșind așa într-o seară pe la televizor și spunând fără penal în funcții publice? Da, bineînțeles, nu. Nu. Doamna Dăncilă nu trebuie decât să fie doar foarte speriată. Nu vreau decât să nu dea nicio ordonanță până la referendum. Și sper ca președintele Klaus Iohannis, se termină emisiunea, președintele Klaus Iohannis să pună mâna pe stilou și să scrie ceva pe o foaie. Să scrie decret în seara asta, mâine dimineață. Pentru că, adică, știi, am mai făcut chestia asta. Hai că am egalat, am deschis procedura de referendum, au dat aia ordonanța 13.1.0, a venit și el referendum, 1.1. După care, hai și noi pe contraatac, să dăm și noi 2.1, 3.1, nimic. În propria poartă, eventual. Nimic. Eventual, că așa face. Nimic. Da, nu, hai, care-i poarta, nu contează, gol. Declarația de azi, care a fost o declarație bună. Dacă el nu și-o ia ca pe o pasă în adâncime pe care să-și o dea el însuși, sieș, ca să zic așa... Ca să ce? Ca să marcheze odată, să... Ce? Să nu distrugă codul penal. Va fi distrus până pe 26, de mult! Va fi mort îngropat și cu parastasele făcute. O să aibă Dragnea grijă de asta. Nu ne ajută atitudinea asta. Cu atitudinea, știi, bancul ăla. Cu atitudinea asta nu vinzi tu niciodată elefantul. Îmi pare foarte rău, nu vreau să vând niciun elefant. Așa, bun. Uite care-i treaba. Referendumul ăsta l-am așteptat ca pe Dumnezeu. De ce? Pentru că știu, la fel ca și tine și la fel ca puțini oameni din țara asta, ce efect de blocare poate să aibă un referendum. Din păcate, în națiunea noastră s-a răspândit ideea că un referendum este inutil, că a fost ăla inutil din 2009. Nici măcar ăla n-a fost chiar inutil. Ei, un referendum poate bloca modificarea codului penal. Acum, toată lumea trebuie să aibă această reprezentare. Nu te pot contrazice în ceea ce privește, ba din contră, cred că Iohannis a amânat 2 ani ca să aibă pasă electorală în an electoral. Cu toate astea, faptul că această societate, 2 ani, a reușit totuși să-l oprească pe Liviu Dragnea să modifice codul penal, legile justiției se pot întoarce. Știu. Cu toate astea, cred că acum ne trebuie referendumul ăla înainte. Asta, atât. Să nu disperăm. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și ne mai auzim și mâine. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18:15 la Europa FM.